Știu că am exagerat astăzi. Bun, deci am și eu câteva întrebări până vine domnul primar. Nico, vrei să iei parte la acțiune? La ce acțiune? Sexuală sau la ce te referi? Deci eu am pădurea mea pe 145, acolo am doar înțelegerea mea cu domn primar. E pe procentul 1, mă rog, nu te privește asta că e altceva. Și cu tine aș putea să fac, să, dacă cădem de acord, bineînțeles, pe pădurea de lângă am o înțelegere cu proprietarul, cu Dani. Dani e băiatul cu reflectorii, se mai zice. Aș vrea să-mi defrișez la început, lângă potecă, în stânga și în dreapta potecii. M-ar interesa să defrișez cât poți. Nu vreau să mă bag foarte mult în pădurea lui. Dar ce ține de potecă, m-ar interesa să o defrișăm. Eu vând lemnele, tu poți să vezi treaba asta, evident, poți să vezi la mine în, și pe filmare și în buget. Și vreau să stabilim cât, ce parte vrei din vânzarea lemnelor pe care tu le tai. Deci ce tai tu e separat de ce taie domn primar. Deci înțelegerea mea cu despre tine pe terenul vecinului aici. Despre ce suprafață e... Salutare! Pă... hai că acum am intrat pe ușă. Nu m-am gândit. Salutare și bine v-am găsit, regăsit la un nou live așa, pe Barba Neagră. Suntem pe serverul multiplayer. Ce zice mă ăsta aici? Închizi și tu ochii și îți imaginezi cum că vezi ce fac eu acum, da? Îți imaginezi. Și fraților, astăzi avem foarte mult progres. Nici nu știu cum să vi-l arăt mai rapid. Pentru că m-am pus pe a vinde, pe a vinde siligiu, din care noi facem bani, facem aproximativ 6.000 per remorcă de 40 de tone, după care avem aici toată recolta executată, dacă ați văzut tot trecut, știți că am avut două terenuri de popi pe care le-am executat și am strâns cu excepția unei remorci pe care am vândut-o deja să văd că iau multicel. Avem așa, MAC avem în valoare de 327 de tone, ceea ce nu este suficient, dar cu ce mai avem noi, este posibil să fie suficient ca să ne luăm și noi ropneul și să mergem pe bijnițeală. Ia să vedem ce zic aici. Până punctul de vânzare, adică să eliberez zona ca să pot eu pe viitor și el, bineînțeles, să cărăm lemne mai ușor. Da. Ce zicem? Eu zic că lemnele pe care le vindem și să facem pe un procent amândoi. Sau pe o aproximare. Că... aveți acces pe proprietatea lui? Ca să tăiem lemne? Da, 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 am contract tot, da. Dar i-am spus că organizez, i-am spus că aduc pe cineva, e totul e în regulă, nu e... Punem în șpine în temă, că acum am ajuns. 30% din venit, e ok? 30%? Da, doar că nu știu exact cum să-l... Va trebui să-l calculez în timp real, așa că o să țin la îndemână calculatorul și da, pe 30 e ok. Cred că dadu și a țeapă aici. Vin cu mașina mea în prețul ăsta. Da, da, da. Aici eu cred că și a țeapă. Înțelegerea noastră este următoarea. O movilă eu, o movilă el. Ești pregătit, domnul primar? Păi spuneți-mi rezumatul aici, ce s-a întâmplat în lipsa mea și ce s-a discutat, pentru că observ că parteneriatul nu mai este între două persoane, ci între mai multe. Așa că... nu, este, nu, e total greșit. Total păi tot aud greșit. Procentaje, 30 picolo, 50 picolo, credeam că facem jumătate-jumătate. Nu, nu, nu. Deci mă lezați cu afirmațiile nevinovat fiind. L-am lezat cu afirmațiile. Da, am vorbit de jumate. Ne uităm în timp real pe ea. Da? Apăsați pe butonul X de la GPS. Așa. Să vedem mai colorat puțin și vă explic. Da? Așa. Spuneți. Deci înțelegerea mea cu dumneavoastră pe 145. Începând de la intersecție, începând din bucata aia îngustă până... 145, cât ține, cred că e 145. Cât putem noi astăzi, ok? Acolo doar tu tai. Doar tu tai 50% din ce vând, ți virez în timp real. Adică m-am dus, am vândut 4 bușteni. Două secunde. 145? Da, e pădurea mea. Bucata mea de pădure. În partea de nord. Eu nu văd, mă. S-a întâmplat ceva? Eu nu văd 145 de asta. Secțiunile de pădure mie nu mi-apar... nu mi-a apar numerotate. X. Folosiți X-ul, e mai ușor. Am înțeles. A, ok, bun. A, așa. Deci facem treabă pe 145. Între mine și tine pe 145.
Începem așa. Din partea îngustă și ne întindem cât avem timpul amândoi. Așa, păi astfel văd că rezolvați și o problemă pe care o aveți cu domnul Nico, care îl jena acea parte îngustă. Tocmai m-am gândit la tot, rezolvăm și problema cu bun. Vecinul Nico ca să-i fie mai ușor acolo, rezolvăm și pe partea financiară, rezolvăm tot, legăm și prietenii astăzi. Așa. Și rărim și pădurea ca să fie mai... Păi și cine lucrează împreună cu noi? Eu o să vin cu utilajul meu după ce mi-l cumpăr. Da? Da. Și eu mă ocup de vânzarea lemnelor. Bun. O să le trag după mine. Și mă gândesc că și eliminarea buturugilor. Da, le elimine, nicio problemă. Sau am om care să le elimine, dar nu intră în procentul tot. Deci tu ai 50% aha. din ce se vinde, punct. Nu mai departe, bun. Nu mai contează. Bun. Cum vrei deci să facem cu acești 50%? Vrei să... Vinzi tu și dai jumate sau facem mobile? Exact, în timp real. Ok, nu, în timp real. Bun. Eu am adunat 4 din bucata pe care tai, adică de pe terenul meu, că așa. O să fiți separați ca să pot să delimitez. Așa. Am vândut 8 bușteni, am luat pe, să zicem, 20.000, 10.000 i-am virat în timp real. Acum că o să fie o eroare de 10-20 de euro, asta o putem să o facem la sfârșit. Asta nu este problema, o cafeluță mai dat și dumneavoastră, exact. nu este problema cu eroarea. Păi și domnul Nico, o dată aproximez prin adăugare, o dată prin scădere. Și, și mai aveți un parteneriat și cu domnul Nico pe partea cealaltă? Da, pe 54 am închiriat, 54. Am cerut permisiunea să răresc puțin partea aici. De potecă, adică în stânga și în dreapta potecii, care duce din intersecția cu 145 până în punctul ăla de vânzare. Aha, aici. Care vezi pe hartă, deasupra lui 52 e punctul de vânzare. Aici, da, el da, să-mi da, taie aici. Pe stânga și pe dreapta potecii și pe la altă înțelegere. Aha. Pe alt procent, dar el nu are treabă cu 145, deci nu așa. Se vă încurcați bun, nici bun, vizual, bun, nici... Bun. Bun, bun, așa, ca să știm clar dinainte. Așa trebuiește. Ce bine merge totul, bă! Ce frumos funcționează! Și pe brădăcini am a patra persoană care batea doar brădăcini și la tine și în jumătate unde lucrezi tu și în jumătatea unde lucrează el, deci el se ocupă de rădăcini. Și cine? Trumpi. Trumpi, ok. Trumpe. Dacă nu s-a răzgândit okay. între timp. Ok, ok, ok. Ce înțelegere mai face, o? Ok. Numai că am și eu o problemă, nu știu, să vedem păi, dacă are timp. Păi, iar probleme, mâncavaș. Ce-a făcut, mă? Ce problemă? Cu terenul 147 am putut să tai lemne până astăzi și acum nu mai pot. Hoț! Ia tăia graiu! Ia dus-o! Salutare, Blu, salutare! Blu, ești pe aici? Salutare, ovatronule! Pe cine mai avem pe aici? Să vedem! Duc 201, Ștefan, Ochi, Bogdan, Rare și Ianis, Nenea Sergiu și Claudiu. David, salutare! Claudiu Tudorașcu, salutare, salutare! Libere momentan, nu se nu. Bună seara! Păi, facem un fel de parteneriat. Ce se întâmplă? Trebuie să fac foarte mulți bani în momentul de față, fix cum v-am explicat și în clipul de astăzi, dacă l-a văzut cineva. Și anume, avem foarte mult popii de vânzare, ceea ce cred că putem să terminăm cam în 10 minute, vânzarea la MAC. Și să obținem o sumă frumoșică cu bugetul pe care îl mai avem noi acum. Și dacă mai trebuie ceva extra, apelez la silici. Siliciul se vinde foarte încet, extraordinar de încet, pentru că trebuie să folosesc benzi. Și benzile rulante de obicei nu sunt cunoscute ca fiind cele mai rapide. Așa că, da, încerc să fac toți banii din popii pentru a cumpăra un rotne, dar nu doar un rotne, ci trebuie să închiriez și o platformă de transport, o platformă transportoare, ca să pot să îl duc până în nord. Hey, nu pot să merg cu rotne-ul până acolo, știi? Da. Deci pe terenul 147 am putut să tai lemne până acum 147. Și de asea aici. Nu mai așa. Pot să tai lemne nici cu drujba, nici cu scorpia. E chiar terenul de lângă mine, 43-44. Bă, n-am timp de asta. Deci de asta nu știu. De asta n-am timp. Nu mai apare nici butonul de sell la teren. M-am uitat și pe vechiul ăla de proprietate și... Poate se rezolvă cu un restart. Who knows? Deci n-am idee, poate o vindem, o cumpără din nou. Practic îmi zice că nu am acces la teren. Momentan n-am timp să o rezolv pe asta. Trebuie să facem business-ul. Că este ora 5 și 18 și intrăm în noapte. Probabil că până acolo vedeam-o după aia.
Da, dar eu am... Cu modul ăsta care ne permite să lungim, mă rog, numărul fermelor de la 8 la 15, și am avut o grămadă de probleme până acum. Unul dintre ele, cel mai major, e că nu merge ferma 15. Deci atunci s-ar putea să fie eroare și cum, cum o zice domnul primar, cu, numai cu un restart. Da, cu un restart, vedem după aia, o să intru și vedem dacă ne apare, dacă nu, poate îl dăm neutru și după aia îl mai cumperi din nou, dar momentan nu pot, nu pot să bag în seamă problema asta. Suntem foarte ocupați la primărie. Suntem priși cu de toate. Așa. Momentan mai are și alte păduri pe care trebuie să facă treabă. Nu este singura. Să luăm așa. Da, da. Îmi cer scuze, doar că am rămas puțin fără energie și am arătat că am tras puțin de dreapta. Ia auzi, mă, Blu a luat-o pe dreapta, fii atent, a dormit la volan. Nu cred. Ce s-a întâmplat, mă? De la vârstă, mă. Și n-am putut să trimit tractorul. Ia auzi, mă. Știi că în trecut am avut pe cineva. Ia auzi, mă, de la bătrânețe. Un alt server care mi-a adormit în combină în timp ce eram live și nu putea să mai fac nimic, am închis live. Da, mă, mi-a spus asta de cineva. Că dormea și primarul la ora aia și a dormit și Constantin. Bă, dacă voi mungiți nopțile când se doarme. Da, mă, era altul. Și pe vremea aia eram și săraci, adică aveam o singură combină la... Da, era cu, da, era cu tine în fermă sau pur și simplu era în drum? Pentru că eram toți în aceeași fermă pe serverul tot de FS19, ăla a, pe vremea când... pe care l-am prins eu. Aha, 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 am înțeles acum, da, da, da. Și lucram toți acolo, ne organizaseră, unul tăia aia, unul făcea aia, unul făcea aia. Și a dormit în combină. Și lui Andrei i-a revenit rolul de asta în combină, de a recolta. Eu cu Marian, au ce vin banii morcile. Și cam asta era acțiunea, și la un moment dat nu se mai mișca combina pe hartă. Partea amuzantă e că eram și pe Discord și Andrei dintr-o dată nu se mai aude pe Discord. Eu cu Maria ne uităm, zic, bă, dar ăsta mai vine la calculator sau nu? E, Andrei a dormit, a scris a doua zi. Bă, îmi cer scuze, am adormit și am închis live că nu mai aveam ce să fac. A mai avut combinaia motorină? Nu știu, dar... La mine eu n-am adormit și... Oameni dedicați agriculturii. Da, bă, poate face o glumă, poate trolează, poate apare, poate... Am văzut că nu am închis live-ul și asta e că nu aveam ce să facem. De unde? Totul era pus la punct. Da, asta era o problemă... Era o problemă majoră pentru noi atunci, pentru că aveam serverul și... În server era doar o singură fermă. Și într-o singură fermă, cam cum este menit să joci, n-ai cum, adică ori trebuie să te înțelegi cu toții să aibă permisiuni, cum la un moment dat am dat permisiunea administrator mai multora și am făcut o greșeală că după aia când am intrat pe server erau cele mai like, literalmente o zi și gata, erau toate mașinile babane cumpărate. Like, nu așa, știi, terenuri mici și mașini și tractoare, numai chei cu atracuri și nebunii de-n astea, știi. Nu se face, uite și pe Alin pe aici, Alin cred că se plictisește. Alin nu a intrat foarte, foarte comod, aș putea spune, în jocul nostru. Alin are acolo o fermă, nu știu care sunt planurile lui, el nu prea comunică cu noi, deci nu știm, nici nu ne scrie, nici nu vorbește, nici nu știm care-i treaba cu Alin. Noi încercăm să, practic, regula noastră pe server ca să putem să facem o... O acțiune comună așa este următoarea, și anume dacă ai nevoie de ceva utilaje, să întâi apelezi la vecin, nu neapărat chema ieftin, și să sporească interacțiunile. Alin Văcă și-a făcut acolo, din nou, nu știu care este planul, avea el un plan, habar nu am, dar există și cerere, dar există și ofertă de muncă. Așa că, mai ales că e bun pe pădure, avem în momentul de față chiar oferte la pădure. Mi-a luat și mie ceva până mi-am dat seama, mi-am mâncat la bani de... 138.000, așa... 45.000 luăm pe remorc, ia uite. Cât de tare e asta? Aduc. Domnul Mihai, mai aveți nelămuriri? S-a înțeles ideea sau? Da, da, n-a fost foarte dificil. Da, da, desigur. Mai aveți adăugări, propuneri, sugestii, modificări, schimbări? Nu, nu, absolut deloc. Da, am eu un anunț de făcut. Ma, suntem bine că vine Nico cu anunțul. Se vinde semințe la 400 de euro pe 1000 de litri. Bo! Și fertilizator solid la 1000 de euro, 1000 de litri cu transport inclus. Uhuhu!
băi, frumos. Să postezi asta și pe Discord. Da. Băi, foarte ai frumos. Ai păi ia uite și tu, semințele sunt la 400 și le dă la jumate. Păi, ca să legăm prietenia. Și fertilizatorul data trecută, îl dă tot de vedere, la 1000, dar nu cred că face lichid. Ia să vedem, dar nu cred că face, face solidul care e 2000 și de la 1000. Deci literalmente la jumătate de preț. Superb. Am 3 palet cu var cumpărați extra, care stau degeaba și fac și build și vreau să ți-i dau ție. Îi vinzi, îi folosești, e treaba ta. O să rămânem în legătură. Eu nu am spreader și din cauza asta prefer să-i dau gratis cuiva care îi folosește. Domnul Marian e prin ogradă astăzi? Nu prea e. E pe aici? Dar să știi că te aude. Te aude. Deci Marian până acum are 15.000 de euro adunată amenda și este, am impresia, a treia sau a patra zi. Încă 24 de ore și se va face o substragere substanțială din cont forțată. Se va pune oprire pe salariu, practic. Și pe conturile... Se vor îngheța conturile actuale. Asta este ceva anunțul. Spune că o să ajungă imediat. Din păcate, Mariana nu este prin sat. Atunci îl anunțăm când vine. Cu Marian avem o problemă de autoritate. Deși Marian are la dispoziție putere financiară să-și dea amenda, refuză să o facă. Așa că super, okay. După nenumărate probleme, o să facem o oprire pe cont. Înghețăm contul. Ce se întâmplă mai aici? Ce se întâmplă? Alina mea la muncă. Tot așa cu portocaliu și cu negru. Am și eu, bă, tata, o. Aici trebuie să ne asigurăm. Păi da, ce e acolo la magazin? Salutare, salutare! Să văd că nu se înțelege bine că vorbesc băieții cu mine în același timp. Aia nici eu nu înțeleg, să știi. La intersecția pădurii mele cu pădurea vecinului Dani, unde va lucra Nico. Asta este. O să pun punctul de vânzare pentru că, le explicam și la băieți până să vii tu, am încercat să vând unde trebuie, la punctul deja amenajat, doar că atunci când îi trăs să mai agat, să se mai prind, se mai buguiesc, e mai dificil, adică ar dura foarte mult. Și nu avem nevoie de prelungiri. A, dar chiar tu vii cu ceva tractor cu lanțuri, nu? Da, un tractor puternic. Uh-huh. Super. Lanțuri. Pot să duc câte patru, dacă la un moment dat nu fac față, nu-i... mutăm punctul, avem remorcă. Fanzel tu? Fanzel tu sau ceva atașament la tractorul tău anual? Da, la turcoasă. Aha. Da, la turcoasă. Vezi că poți să pui dar și doar în... doar atașamentul, nu remorca de la ei. Da. A. Păi da, 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 logic, dar vezi că poți să pui și în dinții aia din spate. Deci are doi dinți, baginii lemne și după aia și cu cablurile poți să mai tractezi din spate. Deci are două modalități, două modalități în care poți să cuplezi. Da, 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 are o de aia. Da, mă, să-i zic că și e... Așa, clești. So, mamă, pe cuvânt, dacă am văzut, o să intru da, mă, e aici. Felixul la 235.000. Fanzel Felix. De ăla zic eu. A, nu, eu ziceam de la ieftin, la 10-15.000 sau ceva de genul. Păi da, eu cred că se merită la o închiriere la asta, că tractezi mai repede deodată. E fain să știi. Are dinți în spate, are și două cabluri. E șmecher ăsta. Da, ce ai? Ah, ok, gata, l-am văzut. Gata, da, da, ăla, ăla, ăla. Gata. Nu, eu mă uitam la atașament de asta. 470 trebuie să fac, mă? Clește. Da, mă, e dintele ăla din spate, așa, na, eu îl asociez cu un clește de la de cărăbuși, știi? Cam așa seamănă, doar că e în sus. Da, îl văd acum, îl văd acum. Da. Iar macaraua nu trebuie să o folosești. Bagi așa acolo un clești, asta zi, lemnul. Când strângi câțiva, cleștii se închid și se parentează cumva, gen se lipește lemnul de ei. Ba, și după aia scoși și cablurile, așa că poți să tractezi mult deodată. Mi-am updatat planul acum, informația asta. Păi mult mai bine așa. Cum se poate juca pe server? Din păcate nu se mai poate juca pe server. Nu sunt locuri disponibile. Aici este beleleaua. Adele, mă, cât avem, mă? 373. Pai de capă, băi, nu credeam că e atât de mult, mă, dar
Se pare că cred că am putea să vindem direct la punctul de vânzare ca să nu mai punem alt punct în mijloc. Așa. Păi dacă tu tragi cu tractorul, nu poți să te duci și de la Nico și de la mine la punctele de vânzare. Pa 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 pa. Ba da, asta zic. Și atunci mă duc direct la punctul care e deja existent acolo. E de la hartă sau ai pus deja unul? Da, da, e de la hartă. Am și vândut acolo, funcționează. Ah, ok, super atunci. Magnific. Dacă nu ai probleme să intri cu lemnele în curte, strâng acolo și să vând mai multe ca să nu vând câte 4. Mi le duc acolo pe toate. Și pe urmă pot să vând o cantitate mai mare. Mult vorbește, bă, vecinul mult vorbește, bă, tata, bă. Deci repetă multe lucruri în continuu, în continuu și cu mici detalii. Băi, puteți milioane de lezi. Păi le avem în spate, uite niciodată. Doar că sunt, nu fac eu milioane cu ele. Practic, pe 40 de tone de sligi iau aproximativ 6.000 de euro. Deci remunerația este relativ mică și cantitatea rezultată este de 2.142.000 de kilograme. Cel mai mult sligi în momentul de față de pe server. Este bunkerul absolut plin. Nici nu știu cum Dumnezeu mi-a ieșit așa, că nu am calculat dimensiunea bunkerului. Inițial eu am vrut să iau unul mic și am zis să iau unul mare, nu că mai așteptam să-l umplu, mai să iau unul mare ca să-l am pe viitor, atunci când voi avea două culturi de porumb fertilizate 100%, că astea nu erau 100% fertilizate, zic. Ok. Nu am în două și de asemenea porumbul era în stadiu final de creștere și pentru ceaf îți trebuie în stadiul semifinal, gen cum să-i zic, mă, ante final. Aproape ultimul, da. O, Sebi, salutare! Uite ce nume e acolo. 1337, de unde vine treaba asta? Ce mai avem pe aici? Hai să vedem. Dacă pun punctul de vânzare jumătatea bunkerului, eu s-ar vinde sigur Silgio? Bă, nici nu știu. Bă, ar fi o idee, Florine. Mm-hmm. Nu te-am rezolvat cu audio-ul, dar bă, poate te rezolv cu asta. Salutare, hai să încercăm. Salutare. Băi, mă, dacă s-ar putea face chestia asta... Salut! Tare! Deci, aș denumi această mișcare după numele tău. Pentru că putem lua în considerare o invenție nouă. Primar, dar îl citesc așa. Ia să vedem, 418, deci am zis că avem nevoie de 500 ca să închiriezi și o platformă, da? Poți să iau și Cobra. Poți să iau Cobra. Poți să iau Cobra? Nu poți să iau Cobra, că uite, Cobra are 64 la lățimea... Păi iau o dudă Cobra, de unde se iau Cobra? N-am cum. Ăsta tot un 70-65, vai morții mei. Că n-am cum decât rotneu. Cu ăsta lucrăm 80. Asta este, n-am ce să fac. Bun, 863. În regulă. Rotneul ne va costa 470 și am 470 aproape. Hai că nu mai e mult. Let's go. Hai să încercăm în șmecheria. Doamne ajută să funcționeze. O să pun poate mai în față aici, okay, că sus un port. Ai avea chef de... și de cărat lemne. Production selling sigur. Points. Depinde. Cu ce vrei să le cari? Cu Nico nu știu cât de repede taie, dar Mihai știu că taie destul de repede. Și atunci ar fi interesant... Hai nu merge, mă! Și pentru tine, și pentru mine, și pentru toți, no! Să le cărăm mai repede. Păi, cu... Nu merge. Am încercat. A fost o idee bună. Care va avea un atașament. A fost o idee foarte, foarte bună. Sau cu Felixul, mi-e indiferent. Dar din păcate nu funcționează. Do you want to sell mobile selling station? Da, speram să nu mi-e vândă absolut tot de aici. Sau so, mai avem foarte, foarte sigur. Puțin până voi face banii necesari. Ia să vedem dacă putem să vindem ceva mai în cantitate, știi? Avem 7 tone de popi și altceva. Asta că eu cred că mai am și altceva. Mai am floarea soarelui 10. Floarea soarelui se vine cu 700. Hai să băgăm floarea soarelui și popiul de 7 tone și cred că vom face suficient, dar nu știu sigur ce să zic și de platformă. Pentru asta probabil va trebui să mai vindem și o remorcă și cam aia a fost. Let's go! Let's go de let's go! Păi da, nu vreau să vând de la Benz pentru că așa ar fi cam același lucru. Eu vreau acum cantitate mare! Bun, nu pun! Dar nicio culoare, bun, 7 tone de popi. Ok, vreau să mă mișc mai repede. De atâta, nu pot să aștept după siligiul ăla. Dacă se vindea așa o porțiune mare dintr-o dată, era altă viață. Eu știu că acum încercați voi acum să veniți la azi, că am mai vândut-o la
Așa facem de obicei, așa se vinde Sirigiu. Facem benzi până la punctul de vânzare. Punem unul acolo. Asta puteam să o fac de dinainte, dar nu... Bă, cred că avem banii necesari. Acum și facem extrauri. Acum nu mai inventați nimica. Invenția era doar dacă prin acel plasament puteam renunța la 3 sferturi din bunker. Că inventator după aia se găsesc mereu. So, o să ne trebuiască niște floare. 10 tone. Bă, ce bine că am pus-o și am luat-o pe asta atunci. Altceva mai avem? Bă, mamă, nimica. Hai de capul meu. Zero. Deci, literalmente, jonglez cu zero. Bă, așa e mereu, bă. Vine unul cu o idee bună, știi? Cum e și acum, vezi mai multe servere de genul ăsta. Știi ce zic? Pe aceeași hartă. Vine unul cu o idee și cum n-ai vise... Bă, apar după aia o grămadă de alte floricele pe aici, pe acolo. Bă, avem 478, ce okay. Să mai îmi permit din prima. Și am știi ce? Hai să facem două lucruri deodată. Mergem să încarc și am să cumpăr OTN-ul. În timp ce mai încărcăm o remorcă. Știu okay, sigur că o remorcă echivalează a un 6.000 de euro. Bun, trebuie să-i înapoiem și combina așa, lui vecinul Movaliu. Mă, cred că e în regulă aici, de eu nu i-am dat alea start, ar trebui să o mut o leacă, știi? Pentru că, uite, o avem aici, să-i dăm un pic mai încoace și un pic o extensie. Ai de capurile mele. Mersi frumos. Plăcere. Ia, hai să-i dăm o extensie. Frumos, frumos. Și acum știu sigur că va lua și din partea asta. Nici măcar n-am zgâriat, să zic așa, cantitatea pe care o avem de silici. Este foarte, foarte mult. Bun, acum putem să cumpărăm din prima Rodneu. Cea mai mare cumpărare pe care am făcut-o până acum pe server este asta. Nu vreau nocheanuri, dăm loft forcefuri pentru că astea îmi plac cel mai mult. Avem ecouri sau evouri. Ecouri îmi plac mai mult. Așa, 478. Demi! Uitați-vă și voi că este aceeași sumă. Awat. Cum se poate așa ceva? Bă, stai așa că nu l-aveam postea. Pac. Aici, Mario! Avem ceva donație astăzi? Stai să văd. E foarte posibil să nu fie pentru că nu le-am văzut. Stai așa să verific, să vedem dacă avem ceva. Mesaje. Un mesager. Așa. Sunt foarte entuziasmat de treaba asta. Pentru cine nu a prins videoclipul de astăzi, deal-ul meu cu vecinul Dadu a fost următorul. Eu nu dețin pădure, el deține. El nu deține abilități de a tăia lemnele și utilaji. Eu da. Și atunci... perfect. Mario de data trecută. Deci astăzi nu am omis pe nimeni. Și atunci a venit cu o idee. Ce-ar fi să obținem o colaborare pe termen lung și să vii tu, adică eu, cu utilajul și cu abilitățile... Să s-ar fie la magazin, fie în tractor la magazin. Și el vine cu pădurea. Da. Scopul lui este să rămână fără, evident, lemne ca să le valorifice. Scopul meu este să lucrez la o pădure. Și cum eu nu am, a zis că vin cu partea mea. Vom face 50-50%. El în timpul ăsta a mai făcut un parteneriat și cu Nico. S-a înțeles la alte sume și acolo. El ce face este să îndepărteze rădăcine și să se ocupe de partea de vânzare. Eu doar tai. El de asemenea trebuie să mai marcheze și copacii și mută lemnele la punctele de vânzare. Așa că avem o producție... Zic eu, destul de bine pusă la punct. Acum vedem cam dacă este și echilibrată la timp, să nu mă mișc eu mai repede decât poate el vinde și așa mai departe, știi? Dar oricum, încetinește unul dintre noi în caz că. Până acum sună foarte, foarte bine totul și sper să fie un parteneriat de lungă durată. Mai avem aici 30 de tone, dar mai avem 882. Mamă, ce puțin! Mamă! Vezi la info în stânga sus. Probabil. Deci trebuie neapărat să vând asta pentru că după aia e teroare. Cât îmi ia să închiriez cea mai ieftină mașinuță? Păi știu că nu am bani, dar spune-mi cam cât mă costă, what the fuck? Băi, deci la magazin nu te bagă nimeni în seamă decât dacă ai bani, ce s-ar fi atent. Doamne ferește. Am cumpărat și eu Rodneu, este la magazin, să nu credeți că am uitat, sunt pe drum, fac acum... rost de cineva care să vină cu platformă să mi-l ducă.
Are cineva platforma, apropo? Bă, ăsta vorbește atât de mult, bă, că nu mă las nici să termin fraza. Tractorașe, nu de așa ceva. Bă, cine are platformă, bă, n-am zis cine nu are platformă. Bă, cum? Dacă luăm două mici, poate încape, mergem unul în față, unul în spate. Bă, vorbește atât de platforma mult, încât el răspunde că nu are. De capurile mele. Altul. Doamne, trebuie să-mi pun mutul la calculator pe ceva, trebuie să mai iau un mouse cu mai multe butoane. Ne iau un de la, de la Razer, știi, ăla avea pe lateral vreo 9 butoane, parcă. Să mi-l iau să controlez vocile. Băi, ești nebun. Și eu trebuie, cine are platforma? Eu n-am decât tractor, băi. Bă, cine deci, are? Acest utilaj ca să folosești. Nu, că eu vreau platforma. Domnule, da. Nu, vreau platforma. Bă, nu aici, stai așa să-l vindem. Stai așa. Cu platformiță, frumos, o facem pe roleplayesc. Da, bă, că fac eu bănișori acum, ce aveți? Uite aici, ați. Ia-ți cafea. Așa, tati, frumos. În cap holder. Se iau un Dolly? Nu-mi place Dolly. Nu vreau Dolly. Ce vrei cu mine? Lasă-mă că mă descurc eu aici. Cum vine asta, Dolly? Unde ai văzut tu un dita mai Rodneu pe care îl duce un tractor pe drumul publice? Se face transportul cu o platformă, da. Cu o platformă, literalmente, da? Cât avem acum? 7200 de lei. Și un camion. Aia vom face. Sau, în primul rând, vom lua camionul. Cel mai ieftin din parcare, să vedem pe care îl avem aici, moduri nu avem momentan. Păi avem ăsta la 93 și la 93500. 6x4, 6x4. Păi același lucru. Hai să luăm mai acum mai nou. Îl luăm pe ăsta. Cât mă costă, mă? Cât mă costă? 4700. Hai că sunt gata, hai să mergem. Bun, suntem acolo pe drum, suntem pe drum. Mai am decât nevoie de o platformă. Mă omoară mie, dacă am rezolvat-o. Ia uite, în dreapta jos, este mă, ăsta s-a blocat. Și în dreapta jos zici că s-a blocat ecranul pe Dado. Deci aș putea să o iau pe asta sau pe asta. Păi stai un pic să vedem. Eu cred că rolne un cape și pe aia. Cât mă costă asta? Pare mai ieftin asta. 1400 și am 2500. Let's go! Am făcut treabă! Bun! În situația asta, facem așa. Nu, Aline, așa, închiriate că închiriate am și eu, doar dacă detinem. Aline, nu știu dacă a înțeles el cum trebuie aici, dar nu e pe roleplay așa cum trebuiește. Noi avem și noi niște anunțuri, niște dănastea așa frumoase. Ia să vedem. Tot. Și o deschidem în față. Poftim? Îți aduce Alin platforma. Păi da, și el închiriază și eu am închiriat. Adică nu de închiriat, că de închiriat avem. Să rezolvă de închiriat. Să știți că am și eu un utilaj de tăiat lemne. Nu trebuie să închiriați dacă... Nu închiriem, nu închiriem, că băieții vin cu alea. Nu s-a închiriat, dar tu crezi că noi jucăm pe închirieturi? Dar tu crezi că așa se fac afacere pe lucruri împrumutate? Eu care am... Aia zi. Apropo, îți trebuie combina? Combina lui e la mine. Trebuie să eu înapoiez. Ia să vedem. Dacă se poate repeta, că nu am înțeles. Da, ai nevoie de combină în scurt timp? Nu, toate terenurile la mine sunt repetate. Atunci nu o tratezi prioritar. Ok. Perfectos. Nice! Deci mi s-a spus așa, zilul domn primar că vreau să mă pun bine cu el și o să-i dau amenda. Atenție, plus ceva în plus. Eu ăsta plusul, nu știu cum să-l consider. Nu. Șpagă poate, mită. Suma șpagă. Deci amenda nu este plătită la primărie niciodată, este direct trimisă în contul bugetului local. Este transfer bancar, așa că eu nu văd banii aia niciodată. Sunt curios la cine ajunge bonusul ăla de care zice domnul Marian. Asta este problema dumnealui. Ideea este următoarea. Acum sunt 15.000 de euro și mâine va fi contul oprit. Se va face o înghețare pe conturi pentru a rezolva disputa. Așa funcționează treaba. Și bineînțeles, rezoluționarea problemei cu paleții de la magazin. Pe care încă îi văd. E unul fix în față pe undeva ascuns. Let's go! Aline, nu jucăm pe voluntarea Alinei!
Nu există cu muncă în folosul comunității, Aline. Facem un roleplay de un exchange, un schimb de manoperă contra plății. Trebuie să existe un monetar implicat de fiecare dată. Salutare Barbă, salutare Verdier, salutare Chat, salutare Mario. Bienvenido, Dozma. Ce a zis, mă? Ce a vorbit, mă? Ui, Alin, nu știu dacă îi calcă pe inimă să ceară bani, nu știu care e treaba, dar nu... Nu vrea el cu schimburi, cu treburi de-astea, știi? Alin e doar, hai să muncim aici. Nu e, nu. Aici trebuie să mai și dai o țeapă, trebuie să mai și iei o țeapă, trebuie să consider că banii sunt implicați, pentru că aia este moneda de schimb, fie că este un skill, fie că nu. Dacă ar veni Alin, atunci... Poți să tăiești și este. Lui Dadu-i convine, dacă e pe Moncangeală e superb. Facem și mai multe producții. Problema e că ne este nouă din înțelegere, știi? Nu poți. Noi avem și niște prețuri, de exemplu, o combinație 5.000 de euro o să fie închiriată. Adică avem niște mici regulamente așa care ne ajută să ținem totul pe un curs narativ. Hai să claxonăm prima dată, că s-ar putea să avem o amendă. Hai să punem un pic avariile aici. Dumneavoastră, în Fend 1050, îndreptându-vă spre magazin. Încurcați circulația, vă rog, trageți pe dreapta. Domnul Negru. Mă scuzați, domn primar, am angajat pe un... Haideți, circulați, vă rog frumos. Compania ați blocat aici circulația, vă rog frumos, haideți. Domnul Dadu, ce parte aveți în toată treaba asta? Care parte? V-am auzit că vorbiți ceva în timp ce comunicam cu individul care a blocat drumul. Vă susțineam ce le spuse și atrăgeam atenția că compania... N-am nevoie de galerie. Nu avem nevoie de galerie. Trebuie întâi să soluționăm problema și după aia putem comunica. Bă, mult vorbește, bă, băiatule, bă, nu pot să dau o amendă. Vreau să-i trag din salariu. Doamne ferește, mă, doamne ferește, mă. 25%. E ceva extraordinar. Bă, băiatule, bă. Bă, dar nu pot să dai o amendă, bă, de omul ăsta. E pe sistemul... Eu dau amendă, gen... Încurcat circulația. El... Aha, ai încurcat circulația, trebuie să plătești amendă. Păi, de asta sunt aici, asta vorbesc acum, like... Ce este această moară? Horia, salutare, salutare! Văd că mai jucabilă harta, tot mai merește optimizări, cred. Da, aici e ce mult de discutat. Da. Ocazional se duce și salvarea, lucrăm pe backup-uri, e o întreagă tărășenie. Ce vezi este cu trudă făcut să funcționeze. Hai să o lăsăm așa. Momentan suntem binișori cu FPS-ul și mergem așa cu frică un pic. Suntem ca niște câini de aia la veterinar. Cam așa merg utilajele. Da, este o hartă 4 ori, este într-adevăr de așteptat. Să vii puțin înapoi. Și în jos, direcția asta facem ceva avansuri pentru că dăm pădurile jos. Puțin câte puțin, eliminăm din ele și astfel... Sperăm să se îmbunătățească FPS-ul. Până acum nu s-a observat absolut nimic îmbunătățit, dar avem, pentru că este roleplay, avem și credința ca și factor în joc. Asta este credința, cum alții jonglează pe partea de religie, așa noi ne închinăm la zeul FPS-ului. Și fata chill. Și acum o să-i facem și o ofrandă, eliminând un picuț din copacii de pe hartă și ducându-i, deci trebuie să merg așa, la vânzare. Dar să știi că a fost decent, aș putea spune. Destul de bine și eu. Dar duce Artur de la Cetra. Ei, să știi. Okay, dacă eu întreb cine are platformă și el zice că eu nu am platformă. Cum vine mă asta? Stai așa că avem o donație. Dacă eu trebuie să dau cu ăsta, să stau cu ăsta pe mut, tu ce ai? Ești nebun la cap? Doamne ferească mă. Trebuie să-mi fac astfel încât când mai e Dadu Live 3, eu trebuie să nu fac colaborări cu nimeni atunci. Mario zice, sunt prezent alături de voi, respect fermieri, super tare seria asta, trăiască domnul primar și primărița. Mă bucur că-ți place, Did. Mă bucur că-ți place, da, într-adevăr, este o serie, cred că este cea mai...
Mă rog, cred că este cea mai interesantă serie de multiplayer de până acum, avem foarte multe idei și avem prin, adică vreau să spun, am foarte multe idei. Bun. Și o să le vezi în fiecare vineri și sâmbătă când facem live-urile, o să avem de fiecare dată eventuri, cum am avut data trecută, de exemplu, cu Siligiu. Nu pot să dau din casă cu ce va fi următorul, dar avem deja planificat și o să fie interesant. Cu siguranță o să ți o să te ocupi tu de lemnele lui Nico. Da, Alinu este Alinu. Parcă fără ora acolo nu. Deci, nu este Alin al nostru, este? Stânga dreapta de poteca pe care tu ai venit. Ai, și acum să vedem pe unde Dumnezeu o luăm. Mihai, o să tai intersecția aia... Ce să iau la dreapta și pe aia stânga? Da, hai să luăm la dreapta și pe aia stânga undeva. Două minute ajunge. Opt, tot, tot, din capurile mele. Vezi de ce am recurs la camion? Deci e altceva. Dacă era să vin cu Rodneu pur și simplu pe stradă, ar fi fost prăpăd. La timp? Ferească Dumnezeu. Ceva rău. Poftim? Ceva foarte rău. Lungimea lemnului la ce o să fie tăiat? Barbă, de ce nu îți place remorca de 210 tone? Care remorca de 210 tone, man? Nu avem niciodată 210 tone. Maxim avem remorca de vreo 70 de tone. Dacă e de 210 tone, te rog să-mi spui cum se numește sau și cumpărăm. Yep. Păi cu avarii, că avem și noi gabarit depășit, ia-o-te și tu, eu ies în laterală. Te-ai spus să te urci și tu? Sau adică vezi mă că ai avariile aprinse, mă ce se întâmplă aici? Bă, tu crezi că aici e duminică? Vezi că eu mi-am luat, de-abia așteptam să vină marțea. Păi, am avut până acum paștele ăstora, aici am o treabă la stânga. Și abia acum am scăpat de paște, acum toată lumea e mișunat prin oraș, abia, cred că cu vreo 7 minute înainte să începem live-ul am intrat. Nebunie, mai ales că a început căldura, toată lumea e pe afară, o să oameni și în apă acum, puțin nebun dacă mă întreb pe mine. Și abia așteptam să se deschidă tot, să mai meargă lumea pe undeva, pe afară, că m-am săturat, mergeai pe stradă și găseai doar oameni, acum zilele astea de Paști, da, deci de vineri până luni inclusiv, bă, toate terasele pline și nimic, totul închis. Zic, bă, dar o morți ei, dar voi acasă nu mai stați, voi nu mai faceți nimic altceva decât să băgați în voi. Adică s-a mâncat și s-a căcat zilele astea, fai de capul meu. Deci dreapta și o luăm stânga și am ajuns. Super! Let's go! Porțiunea mea de drum trumpi, dacă nu o știi, așa, e în stânga drumului din față. Deci, Walkabout Mother Bean se numește? Ia să vedem. Începe mai care, care este de aici? Walkabout Mother Bean. Ia să vedem. 210 tone, da? Deci, da, Walkabout aici nu e, aici este un cron, avem aici un 51, cea mai mare e 75, cum am spus, adineauri, 60, da? Ce mai avem? Una mare este de 60, pac, încă una de 40 și pe cealaltă le știm că sunt micuțele, da? Bun. Așa. Asta a fost sugestia. Ultima sugestie. Așa, să vedem ce mai avem pe aici. Barba, uite la stările mai vechi de multiplayer cu Alin și cu băieții și mi-este dor de acele timpuri. Mane, ți-au plăcut și din alte puncte de vedere, nu doar din faptul că contentul a fost. Cred că de la Mac. Perioadele alea cu ceva... perioade din viața ta care, eu știu, erau mai calme, mă gândesc. Că și eu, de exemplu, am memorii frumoase cu GTA San Andreas Sam, dar acum n-aș mai juca nici să mă omori. Îți dai seama. Dar când jucam pe server de Sam, aveam job toate cele, alea au fost unele dintre cele mai distractive game-uri ale mele pentru mine însumi. N-aveam canal de YouTube pe atunci. Dar din nou mi-aduc aminte pentru că veneam de la liceu și opa! Calmate, venea de la liceu și după aia mă relaxam cu jocurile astea și de asta mi-aduc aminte cu bucurie de ele, dar nu, că erau jocurile prea interesante. Și avem aici un nou gameplay mai interesant. Este un picuț mai complex decât cele de până acum. Nico, dacă vrei, poți să vii sau poți stau și o sună. Pai de viatile mele mânca... Băi, ia stai un pic să-l dau de aici, că e prea... It's exaggerated. Se vorbește continuu. El n-are mult puștutoc. Dacă trebuie să reduc de aici, ești nebun la cap. La drujbă. Dar cred că ne putem ocupa amândoi să le tești, dar aruncăm în remorc și le tați toate odată, că le n-are loc să le tragi. Voice recording volume, voice chat volume ăsta. Doamne ferești, bă, da, un pic de respect așa pentru colegi. Like, să mai faci un pic liniște, zic. Jesus fucking Christ. Farmers Life, mâine! Mâine de Farmers Life avem episod deja cu Farmers Life de ieri. Am dat-o pe spate pe doamna Maria. Și, că acum e doamna mea, e domnișoara. Și
și după aia urmează, bineînțeles, pregătirile de nuntă. Așa, să vedem ce avem pe aici. Bun, deci a zis că pe partea asta, fix bucățica de aici, da? Încolo. Bun, hai să ne luăm în primire zona. O să merg aici să descarc. Așa, stai, o să-mi dau și o sunet să nu mai aud. A, ce bine să n-auzi. A, ce bine este. Și mă, tată, mă. Facem o descărcare de asta frumoasă. O să las camionul pentru că... De fapt, știi ce? Cred că am să-l returnez. Pentru că Rodney-ul o să stea un picuț aici. Nu cred că are rost să-l transportăm acasă și pe aia să venim. Pentru că avem un parteneriat pe termen lung cu pădurarul. Și astfel nu cred că are niciun fel de rost să-l mutăm de aici. Deactivated. Așa, bă, tata. Bun, și hai cu banii aia că ne trebuiește niște bănișorus. O mare deschidere, zic? Atât. Deja este seara, lucrăm pe lumină artificială. Ai. Ia uite, ia uite și tu, uite de acolo. Bă, nu mă ataca, ataca, jur. Hai că acum trebuie să comunicăm cu pădurarul. Viața mea. Trub în dreapta până ajungi acolo și când ajungi la poartă, pe urmă mai discutăm. Lași lemnele jos, rădăcinile o să le taie ori Alin, ori eu, ori trumpii. De cărat o să cărăm noi, deci tu ai treabă doar să tai stânga, dreapta, 8 metri. Câte 3-4 copaci. Până la sawmill. Cât ține exact, drumul da, în față. Da, da, da. Perfect. Dacă vrei, uite de exemplu cum e pe dreapta, dacă ai timp, hai o să tai chiar... Hai de capul meu, Radio România, actualități cu aia. Gust, știi? Ai viața mea! Puțin din ochișori. Știi, partea aia de dimineață de la radio, bă, mai mie nu-mi plăcea niciodată, bă, când mă duceam, mă duceam la facultate, aveam de condus de obicei vreo 45 de km de acasă până la facultate, bă, mă omorau, pentru că plecam de dimineață și prindeam radio de dimineață și în loc să-mi dai mie niște muzică, să tranquilo, să mă trezești și eu bine, așa, și să fie, când te trezești și un pic, așa, mai somnoros, mă, asta, când conduci și tu concentrat acolo, da, îți vine bine o melodie de asta mai în surdină sau o melodie care să nu, să fie un rap la care tu să stai să te gândești la versuri, da? Mamă, și primeam matinalele, prindeam matinalele toate. Pe niciun post de radio nu exista niciodată muzică. Merge, nu? Mamă, până la 11, la... 10 jumătate, 11. Ce? Mamă, calmați-vă, mai ales femeile de la radio care încercau să fie interesante și ai de capurile mele. Numai taină, numai taină de ampulea. Deci, literalmente, o taină de aia, gravă de ampulea. Veți scară mai în spate aici, vă rog frumos. Protecția muncii. Ați făcut-o? Da. Am venit doar să vă rog că avem nevoie de o intervenție și doar dumneavoastră puteți face. Spuneți. E pe bază de contract, am proba, am tot, pot să vă arăt proba înainte să faceți asta. Dacă vă puteți intra în fermă domnului Dani să rând doar la drujbă, poți să tai copacii, nu știu, cu scorpion. Care copac? Arătați-mi, arătați-mi, arătați-mi un copac pe care nu puteți să-l tăiați cu scorpia, vă rog frumos. Aici, aici. Scrie că nu... că a încercat și că nu a mers. Da, arătați-mi un copac. Nu e fiind pădurea mea, asta e pe înțelegere. You are not allowed to cut this tree. Păi, domnul Dani a dat permisiune lui Nico? Da, 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 eu i-am spus că o să aduc om care taie, om care curăță rădăcinile să fie pădurea curată și eu mă voi ocupa de vânzarea lor și de partea monetară. Păi și Dani a dat permisiune lui Nico și Nicolo Dani? Nu, că înțelegerea am făcut-o eu, de asta mă gândeam că poate poți tu cumva să intri cu puteri supranaturale și să faci asta. Că am eu pe înțelegere, deci nu faci o chestie ilegală, nu o să zică nimeni nimic. Eu pot fi de față, dar fără să vă dați permisiuni, vă dați seama că, adică, nu funcționează. A, deci tu nu poți să intri să dai permisiune? Păi eu pot, dar, dar Dani nu e online? Nu, e la muncă, mi-a scris că ajunge mai
mai târziu acasă, că i-am zis eu de reflectorul la care făcea puțin. Ah, tu faci în lipsa dânsului. Dar am discuția cu el, nu, am discuția când i-am zis și a zis că da, nicio problemă și mă rog, am făcut mai multe înțelegeri. Dar asta e una dintre ele, că o să aduc om care taie câte 2-3 rânduri de copaci din stânga-dreapta. Haideți să vedem ce putem face. Știți ce fermă îi aparține domnului Dani? Lasă mă uit aici. Taie așa că le-am puse. 8. Ferma 8. Haideți că mă uit un pic prin acte. Da, bă, că ăsta face afacere, dar celălalt e plecat. Ferma 8. Ia de aici. Ia de aici că n-ai scârbici. 8. M-am uitat da, pe da, da. Păi listul. Asta am zis și eu adineaur. Ferma 8. 8 și pe o culoare de galben, pe o nuanță de galben. Mă, n-am zis eu. Doamne, ferească Dumnezeu de așa ceva. Bun, avem așa. Păi, hai din prima să dăm direct permisiune, ce să mai. Și avem Nico, Grand Contractor, doamne, de nada, până acum de-astea dăm, mi s-a luat. Deci, așa. Ia încercați, domnul Nico, vedeți dacă funcționează acum. Nu, nu plecați, domnul. Funcționează, domnul. Bun, bun, funcționează frumos, frumos, aprobare. Frumos. Perfect, perfect. Dar așa să-mi dau și eu. Că are nevoie și ferma 1. Ba nu. Eu o să tai la dumneavoastră pe parcelă, da? Nu la domnul Dani, ca să știu ce facem cu permisiunile. Nu, aici, te-ați dat, da. Deci de aici ce e în stânga de repetă. Potecă și în dreapta de terenul așa. Pe care se lucrează acum e al meu. Începe mai îngust și se extinde înspre fundul pădurii. Acile. Și mai trebuie să mai îndau și eu, stai așa, că trebuie să o fac și cu gândeală. Dar nu vă văd. Așa și prinde finalul. Ok. Da, da, am înțeles, desigur. Bun, deci, pe partea de pădure unde este camionul parcat, nu aveți treabă. Că acolo da, am înțeles, domnul pădurar, am înțeles. Este în regulă. Ia spuneți-mi... Copacii mici o să-i tem din cale, nu? Ăștia, cum ar fi ăsta din față. Da, da, este ilogic să consum motorină pe un astfel de utilaj. Eu cu cât îl țin mai mult aprins, cu atât pornit, cu atât consumă mai mult pentru un material lemnos pe care nu putem valorifica niciun fel. Deci asta este. De asemenea, mai sunt copaci mai ciudăței. Dacă vedeți dumneavoastră în partea asta, în fața camionului, sunt trei copaci mai aprinși de culoare, așa, mai îmbujurați, îi vedeți? Da. Tipul ăsta de copaci nu pot fi tăiați de utilajul de pădure. Pentru că au... Ăștia doi de aici, nu? Ăștia și, de asemenea, acesta de aici. Sunt la fel, toți trei. Au tulpina strâmbă. Da. Ca regulă de bază. Dacă e tulpina strâmbă și nu perfect dreaptă, nu pot fi tăiați de mașinărie. Pentru ăștia am o platformă pe care poți să-i cari o setele la dimensiune mai mică, eventual, sau îi tai cu drujba tot așa, la 8 metri și îi cărăm separat. Cum considerați? Dacă vreți să-i marcați de dinainte, ar fi foarte, foarte practic să mergeți așa prin pădure pe aici și să marcați copacii care nu pot fi tăiați, ca eu după aia, ca și operator, eu nu pot să văd în sus, dar pot să văd tulpina. Marcând copacul cu X, știu că vă revine dumneavoastră jobul să-l eliminați și nu mie. O vrea așa e? Nu e, două munci. Marchez tu trumpii și tai eu sau asta marchez zic. Eu și tai tu asta ciunturile. Asta e. Barba, dacă ai rezolvat problema cu shader-ul și în cabină, îți face un flip. Ca să nu curcăm acum. E posibil să trebuiască să îți face un flipping. Du-te la căturile adons din rișin și bifează rezoluția pe care o folosești. Hai să facem asta. Hai să facem asta. Adons și bifez rezoluția pe care o folosesc. Asta este. Bun. Și acum s-a rezolvat, da? Perfect. Asta îmi pasă. Grație. Ar fi ok să marcați dumneavoastră. Ai și a recorder. Sper să nu se trezească careva, dar mai avem player care doar se uită și nu poate să intre din diferite motive. Așa că... Nu zice de două ori. Uite, avem, uite PPC-ul aici, aia, hați! Cred că ar merge aici o troiță, nu știu dacă dumneavoastră sunteți religios, dar o troiță pentru zeul PPC-ului ar merge foarte bine aici, pentru că am eu impresia că nu este un an propice pentru PPC-ul. Nu crește. Dacă merge bine la pământuri și la culturi, cum să punem două bune? Da, ne trebuie neapărat o troiță, că se fute bărba cu bărba și de asta nu avem FPS-ul. Practic asta e ce mi-a spus și mamaie, vă spun adevărat. Și vouă. Adevărat. Oh,
Te acceptăm bienvenidos, out of the closet. Și avem, se pare, și pe cineva care joacă în și cealaltă echipă. Ia să vedem aici. A, da, apar... Ce a făcut? Aparent pot marca doar cu pacii care se pot tăia, nu? Păi, cum vrei tu? Poți să marchezi și pe unul și pe celălalt. Nu merge, nu merg ceilalți marcați? A, ba da, eram eu departe. Apăsați de sus în jos și țineți degetul mai în spate, așa. Așa, perfect. Alin, poți să-mi tai aia mici ca să poți să trec cu roțile? Cum, de exemplu, adică e un artă la urmă, ce ai? Bă, termină-te, cum se poate așa ceva? Nu se poate așa ceva. Trumpi, te-ai apucat de tăiat? Trumpi a început cu o pauză, uitați-vă la el. Dat... Trumpi a început cu o pauză. Verificam utilajul pentru că sunt tensionate acele cabluri și să nu vă sară domnul de dat un cablu. Utilajul numit telefon TikTok. Domnul Pădurar. Hai să-i liberăm aici ca să poată să se apuce. Domnul Pădurar, niște permisiuni dacă se poate. Gata. Ce roșcova s-a făcut, bă. Mă gândeam că le tăiați așa cu puterea minții. Ei, mă, și supăram. Ia, dar se lucrează aici în stânga noastră. Uite ce case frumos. Hai să vedem acolo mai mult spray. Hai să vedem. Mai mult spray dacă se poate, mai puțin radio. Ar fi super tare. Bă, zici că-s la radio zoo aici, o puțină muzică, mult matinal. Așa, bă, tată, bă, că după aia trebuie să... Odată ce marchează lemnul, trebuie musai să se ducă să aducă utilajul și să tracteze tot lemnul de aici, să-l vândă. Deci, ei ar trebui să aibă o zi foarte încărcată. Nu știu de ce nu o tratează serios așa. Așa, bă, că ne-am obișnuit. Să încerc să-i le pun aici frumos, frumos, așa se face. Salutare, salutare! Server, din păcate, nu se mai poate intra. Hai să-i dăm un pic și în față, așa. Este perfect. Acum o să vedeți un picuț și nivelul de abilități de a tăia, să zic. Așa, aici până elimină băieții acolo rădăcinile. Haideți să mergem un picuț la vecinul Nico, se pare că tractorul ăsta e pornit, se încălzește. Și aici ce avem? Aici avem niște lemne. Ce să zic, nu e... Na, atâta s-a putut. Astea sunt abilitățile. Pădurarul când a angajat, el nu a angajat pe CV, ci pe cererea de salariu. Se taie mai repede decât mă așteptam. Aici se oferă un salariu mai mic și astfel nu este un interes foarte mare de a face mobile corect, corespunzătoare. Pe partea asta junglăm altfel, că avem și o reputație de păstrat. Vine și Marian, ia să vedem dacă menționează ceva de amendă. Să vedem. Ce mai am pe aici, să vedem. Salut, Barbă, de ce ai renunțat să mai creezi tutoriale cu desen cu tableta grafică? Planifici să revii cu această direcție? În această direcție nu planific să revin. Prea mult desen și la muncă și în timpul liber, așa că pentru mine a fost prea mult. Nu erau foarte bine vizionate, să zic așa. Ah, da, și acum am amintit și de ce am încetat. Pentru că oamenii îmi furau desenele și le vindeau mai departe ca fiind ale lor. De-aia. Sau am încetat să mai fac tutoriale. Orice încercare de tutorial sau de a crea ceva întotdeauna a fost copiată, doar că în cazul ăla a fost și revândută. Foști și recenți clienți de-ai mei veneau și îmi spuneau că hei, vezi că e unul care vinde, bam, 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 și îmi recunoșteau stilul pentru că aveam un stil mai... era ușor recunoscutibil stilul meu de desen. So, ăsta este motivul.
Iar ție, dacă îți plăceau tutoriale de desen, urmăreai și live-urile cu desenez, așa se numeau, și știai că acolo am și menționat treaba asta. Of, dileiul vieții. Deci jur, jur pe viață. Ca să înțelegeți că sunteți foarte mulți pe live, ca să înțelegeți de ce nu este totul perfect în viață, da? Și să nu credeți că uneori eu sunt tâmpit cu controlele, da? Fiți atenți la joystick-ul meu aici și la rotemul din joc, da? O să mut brațul în dreapta și după aia o să încetinesc a muta joystick-ul și vreau să vedeți cât timp îi ia rodneului să se oprească și el. Ia fiți atenți aici. Am încetat. Aproximativ am încetat. O secundă încă se mișcă. De asemenea, dacă ridic, ia uite, wow, gata, am apăsat, uite-te cât ia. Deci pe verticală am luat. Am luat. Durează foarte mult. Este un delay enorm. De asta uneori nu tai perfect, da? Domnule primar, eu plătesc ce am plătit, de restul care se ocupă, de ce nu-i trage răspundere, gen Dadu? Plângerile la secretariat. În momentul de față, primarul nu este la primărie, lucrează la pădure. Vorbim după ce se închide programul de tăietor de lemne. Și pentru trasul la răspundere, vorbim de altă sumă. Da, desigur. Desigur ca să-ți închid ochii, dar și normal. O să sustragem de acolo din cont niște credite. Că pe Marian îl doare foarte mult la bani. Deci el e cu banii, pentru el nu contează o fermă sau parteneriate sau chestii astea, nu. Pentru Marian contează banii, așa că e foarte tare că știi unde îi doare și știi cum să iei. Ala ește. Bă, Nico, bă. Și pentru zero profit, Nico, și tot păstram o conduită adecvată a așezării materialului lemnos, pentru că este în joc totuși reputația operatorului. Refuză să se tai sub textură cumva. Da, la asta am observat și eu. Ala este. Marcel, salutare! Trebuie tăiați mai întâi și după. Ce are, mă? Ce probleme mai sunt, mă? Că nu mai e nicio problemă, le-am făcut pe toate. Literalmente am acoperit toate problemele. Uite, 21.000 frumos. Mărimea, o să-l dai tu la mărimea? Sus. Of, Doamne, viață. Ce mai avem pe aici? Păi, știi ce? La mine aici, cred că puteți să faceți o pauză, că eu mă descurc cu ce mi-ați marcat și cu rădăcinile tăiate. Poate Nico are mai multă nevoie în partea lui. Dar știi ce? Sunt amândoi aici normal și normal. Era mult mai eficient dacă era unul la mine, unul la Nico. Și așa, practic, era o constantă, știi, curățare de pădure. Deci o să facem două movile. Aia a fost, let's go! Păi ce să zic, Nico, delay-ul la multiplayer? Hai să vedem ce zice. Două secunde, stai să tai lemnele astea cu delay. Stai așa că Nico este lezat de afirmația mea că nu taie cum trebuie. Dar el nu acceptă că există diferite nivele de competență. Iar în partea cealaltă, nivelul nu este la un nivel european. În partea asta, de asemenea, există lag de server, după cum bine se vede. Dar când te uiți, sună mai mult a Uniunea Europeană, zic. Ia uite lagul. Haide! Dar merge. Domnule primar, eu mi-am achitat acea sumă, da? Confirm primirea amenzii. Te rog să-ți... Cum să-i zic, mă? Livrezi paleții de la magazin. Așa. Pentru cine nu este la curent și nu știe ce a făcut Marian n-a făcut ceva așa periculos sau răutăcios. Marian și-a uitat niște paleți. Nu că și-a uitat, nu i-a mai interesat de ei. Și paleții i-a lăsat pur și simplu un drum. Iar noi de fiecare dată când trebuia să închiriem câte ceva la magazin, logic, dacă strângi multe lucruri se creează lag. Și pentru asta am convenit că, bă,
ce cumperi, îți și iei de acolo, nu lasă să încurce pe toată lumea, știi? Mariana a stat o zi, două, trei, cred că asta este a treia sau a patra zi în care încă avem paleții la magazin, știi? Asta a făcut Mariana. Trebuie să bunuiți pe de la Mihai să le pui în partea unde există în stânga. Sigur, sigur. Și aici se execută o încărcare. Hai să punem în continuare aici. Oi, ce frumos. Aproape că îi le bag pe bandă. Cât de tare e asta? Salutare, cămăruți! Ce păream despre legumicultură? Mamă, ce întrebare dubioasă. Necesară vieții? Nu știu. Like... Chiar nu știu că să-ți răspund la chestia asta. N-am dat, uite, n-am dat la treaba asta. Eu am fost la montanologie când am făcut. Acum nu prea mai aleg eu la montanologie, dar mă bucur că n-am dat la cadastru. La cadastru e oribil. Atât. O să-mi strâng toți frații și verii și o să facem un protest la primărie pentru reclama neadecvată la așezarea lemnelor. Este total legal. Este absolut total legal. Astfel de amenințări se fac în presă tot timpul și întotdeauna politicienii au atras comentarii negative. Pentru că e greu de înțeles de către cetățeni alegerile crude, crunte uneori, pe care politicienii trebuie să le facă. Și eu ca politician și ca șef de sat am mai multe așteptări la sătenii mei. Sătenii mei, în loc să se ridice la așteptările mele, ei de fapt cred că îi defăimez. O iau negativ, nu ca pe o critică constructivă și în loc să învețe din asta, să îmbunătățească satul nostru și să duce și noi mai departe, să se nască și la noi un Ion Creangă, un Traian Vuia, nu, la noi se nasc niște Mircea Badea. Așa că așteptăm presa să vină cu comentarii negative. Și nu reușesc să vând în timp. Am văzut Mariana, am văzut. Asta este amenda. Am văzut-o. Am și confirmat-o în chat, Mariana. Trebuie confirmată. Cam așa. Bun. Ce mai avem? Mai avem ceva interesant pe aici? Ce zici, cămăruț? Care mai este vida-ul tău? La vida loca sau nu prea loca? S-a înfârbințat sângele în tine, că acum este vară. Aici, în Spania, deja se văd pe stradă fete. Oricum, nu e de pantalon scurt, nu vă imaginați. Dar deja poți să vezi pe stradă. Nu aduci neapărat aici, că vine și ți le adun, stai liniște, nu te stresăm. Care dintre fete au făcut iarna singure și n-au avut pe nimeni? Se poate vedea foarte ușor. Bă, dar nu mă adăște aici, mă? Domnul Pădurar, avem aici un fel de perete de copaci și nu pot fi substrași de către mașinăria de lemn. Avem 4 arbori și nu pot fi luați de mașinărie. E un fel de perete de asta care nu pot să trec. Asta face parte și de skill-uri. Da. Mamă, ce bifuri. Ia uziți, domnul Pădurar, Nico aparent vrea să ne ajute aici. Nico, te așteptăm? Nu, mă, nu e că am apucat să-i tăie. Momentan sunt ocupat. Bun, la următorul gard de copaci de asemenea natură vă pot contacta? Desigur, desigur. Bun, bun, perfect, mulțumesc. Așa o să vedem skill-urile. În pauză! Mamă, referate de facultate. Da, la nu trebuie datul ăla, e ok. Lasă-mă că e bine. Dar și așa. Uite asta din fața mea. Mi s-a părut că e strâmb, de asta l-am luat. Care-i mult strâmb ăsta, să vedem aici. Asta de aici l-am tăiat. Venim în inspecție. Asta era bun, mă. Asta era bunicel. Uite asta. Asta nu este bun, uite de aici. Vezi, asta e beleaua. Domnul Pădurar, dar nu i-ați marcat dumneavoastră adineori? Am ajuns până aici. A, nu. N-a ajuns până acolo, iau să... Hai, ce să mai faci și muncă manuală? De făcut bani. Și mai trebuie să facă și bani. Așa.
Haideți că o să-mi rup un pic din postul de lucru pentru a elibera un pic zona aici. Văd că este nevoie de două mâini extra. Da, aici un pic să-i anunțăm că muncim în plus, știi ce zic? Cam eu nu cred că este pornit și ai zis că îl returnez, da? Și o să-l returnez, dar am zis că îl returnez imediat. Dacă este pornit, poate să meargă vreo 3 zile continuu. Păi ăsta n-ai ce să faci, da. Iau! Dar ce-i face, mă, că trebuie să-i... Deci că-l plantează la loc. Domnilor, 470.000 de euro a costat acest rodne. Deci, îmbârligătura asta... Haideți că, pe cuvântul meu, domnul Trumpe, ziceți că a trecut Nico pe aici. Haideți, rezolvați un pic situația asta. Haideți că i-ați făcut freză la rodne. Ce te știu ce mi-a făcut aici, mă? Ce rodne creț aveți? E afro. Ești că era un... Ești că era un broccoli. Chiar așa se mâna. Băci, mă, un broccoli. Funny. Barba, te uiți la, pe YouTube, la vloguri cu ale agricultorilor români? Nu, dar mă uit la... Mă uit pe Facebook, ocazional, când mi-apare acolo pe feed. Lara's Farms, Lara's Farm face shorturi pe Facebook cu diferite probleme pe care le-au avut în fermă. Adică li s-a stricat sprayerul circular sau chestii de astea. Sunt interesante rezolvările, nu problemele. Iată, s-a rezolvat aici. Încep băieții să se miște un pic. Uite, pe mine m-a pus pe hold. Aparent, cred că putem să ne băgăm un picus pe partea din dreapta. Joystick-ul, da, desigur, pot să spun. Este un joystick de la Thrustmaster, aici a scris, și se numește Farm Stick. Farm Stick de la Thrustmaster a apărut nu de foarte mult timp și este special pentru farming simulator, nu este făcut pentru avioane. Este primul, cred că, joystick care nu este făcut pentru avioane, ci pentru un joc de agricultură. De asta este absolut mirobolant, fără de care nu joc niciodată. Bun, Trumpe se pare că se duce la punctul de vânzare cu lemnele. Așa. Domnul Pădurar Dadu, sunteți prin zona? Da. Over. Aveți, da, plecam, dar pot să mă întorc. Aveți baterie la telefon? Ce spuneți? Dacă puteți să-mi faceți un mic clip în timp ce tai lemnele în ordine și aranjate, că am văzut că mai sunt operatori de lemne prin preajmă, care cu siguranță ar beneficia de un tutorial de cum să taie corespunzător materialul lemnos. Aș fi recunoscător. Și dăm și gratis, mă gândesc. Desigur, postăm pe YouTube și după aia dumnealor pot vedea și lua notițe eventual. Tare sau ce? Câte FPS-uri am? N-am de dat. Asta sunt 26 tinerele. Tinerele. Vrei FPS-uri mature în situația asta. A, te reclamați. E camionul de la magazin, i-a luat Alina ăla. Camionul lăsat de vreo două zile? Domnul Marian, eu sunt în pauza de tăiere de lemne. O să mă îndrept către magazin. Vreau să-mi arătați și mie acel camion, vă rog frumos. Stai un pic. Stai un pic că dacă e camionul lui Alin, l-a luat acum. Asta înseamnă o voință rea din partea lui Marian, de îmbârligare se numește. Domnul Marian, haideți dumneavoastră un pic la magazin, vă rog frumos. De dracu' e magazinul ăsta așa, e în partea cealaltă. E și magazinul ăsta ciudățelor de tot. Haideți, domnul, ia, care este? Domnul Marian, vă aștept aici la magazin, eu sunt la magazin și vă rog să mă arătați acest camion lăsat de două zile. Ok, ok, vă aștept, nu vă grăbiți. Așa. Cred că ai exagerat puțin cu două zile, că nici azi nu am notat, acolo. Domnul Pădurar, eu am notat, două zile, camion, asta mi s-a spus, asta am notat. Fiind recent la magazin, luând eu un camion cu platformă, Am băgat de seamă și celelalte utilaje care au fost aduse, comandate de alți săteni.
Aș fi foarte surprins dacă ar exista un camion lăsat de două zile cu platformă aici. Domnul, hai să vedem. Operator lemne second sau primul, cum numiți. Până stați și așteptați pe domnul fermier Marian, puteți să luați niște exemple de tăiere lemne, producție mă refer. Producție? Ce înseamnă producție? Nicu, ai primit, da? Am dat primul... Da, da? 3900. Eu nu m-am simțit. Da, da. Unde e Marian? Stai așa, să mă pună să aștept de ampulă de aici. Ăsta e, cred că e Marian. Nu e că dacă îi dau curs lui Nicu, înseamnă că mă simt și nu m-am simțit. Asta este. Sau în situația asta, nu mișcăm nimica. Cam trag de timp puțin? Păi tu ai văzut ce fac băieții acolo? Ai văzut că partea mea de pădure are foarte mulți copaci pe care nu poți să-i tai? Acest lucru s-a băgat de seamă? E ușor cu taca-taca, Emanuel. Taca-taca, la gaga, gaga, da. Pe lângă că am două joburi, dar asta nici nu o băgăm în seamă, știi? Barbă, am o întrebare. Pe ce buton pot opri înfășurarea automată la balotieră? Are cineva idee cum o opresc? Da. F1 și stai puțin, că nu toate au oprire. Majoritatea, dacă au și înfoliator, îți și înfoliază. Trebuie să iei una care nu și înfoliază. Bună ziua! Centurilor... Ia spuneți, domnul Marian, orientat fiind către acest volum, aici? Acesta este de două zile? Era și ieri? Ok, domnul Marian, o să revin la dumneavoastră cu un rezultat. Domnul Pădurar. Să știți că dacă n-are dreptate, eu aș vrea și despăgubiri, că mi va lua... Domnul Pădurar, ia ascultați aici. Dumneavoastră cunoașteți un... Eu nu știu dacă se încadrează la psiholog sau la psihiatru asta. Că domnul Marian susține că a văzut aici un camion cu platformă pe care l-a adus Alina cu 35 de minute, dar dumnealui susține că e de 24 de ore aici. Și mă întreb oare dacă să luăm ceva măsuri cu privire la asta. Celălalt săten, ce spuneți? Luăm ceva ori măsuri? Părut, avem, ori doar a încercat. Avem un vecin în sat care o dă ușor, ușor în Alzheimer's. Eu decid pentru niște, nu știu cum să le zic. O terapie ceva. Haideți, încercați cu cuvintele dumneavoastră. Agresia asta. Agresivitatea asta adusă la alți fermieri de pe fermă, niște măsuri mai un pic mai drastice. Adică dumneavoastră vreți un pic o tragere la răspundere pentru acuzațiile aduse de domnul Marian, chiar dacă suferă de ceva Alzheimer sau eu știu ce altă boală. Desigur, desigur. Mm-hmm. Da. Bun. Totul se rezolvă cu niște... Bun, pentru că suntem totuși un sat mic, eu vreau părerea tuturor sătenilor ce am putea face în această situație cu care eu personal nu m-am mai confruntat până acum. Ia sugera să-mi puneți întrebări, să descrie când l-a văzut, în ce poziție, poate n-a, poate chiar l-a văzut, să ne dăm seama de boală măcar. Mare, ci că l-am văzut de ieri, ci că nu știu de două zile, după aia a redus-o, dar de ieri era sigur. Și... Poate domnul Marian este în călătură în timp și vorbește din viitor. Da, poate da, și asta. Și l-am văzut pe Alin cu ochii mei, cum l-a închiriat acum 30 de minute. L-ați văzut și voi pe live. Și de gravitate. Că... Domnul Pădurar, eu mă ocup acum pe partea stângă. Nu m-am băgat până acum pe partea dreaptă. O să continui un pic pe partea stângă. Da, eu m-am... Ah, credeam că vorbește cu mine, mă speriasem. Ăsta e agresiv, Nicu. Nicu e agresiv. El prin rol, prin înțelege gen conflict. Nu știu ce să fac cu Maria, măi, ceva. Dar știi cum? Nu așteptam să tăiați atât de repede amândoi. I-am zis lui Marian că o să revin cu un rezultat și o să revin cu rezultatul cum mi-a dat el amenda. A 4 zile. Am fost acuzat de niște skill-uri de către unii săteni, dar eu fac producție, nu... Aici nu e vorba de calitate, acum e chestia de producție, de... Nu e calitate, e producție. Nu v-a acuzat că nu-i tăiați ordonat, nu că nu-i tăiați repede. S-a referit la... Ordonare, da, dar eu fac producție, nu adunare acum, de exemplu. Vreau să vă câștig banii care investiți în mine.
Domnul Pădurar. Ați tras dumneavoastră, ați tras, domne, videoclipul ăla? Tocmai vă spunea că el lucrează la cantitate, nu la calitate. Domnul Pădurar, ca un avid cumpărător de pe AliExpress, vă pot spune că, într-adevăr, produsele sunt ieftine și asta e foarte bine. Dar dacă vrei produs de calitate, nu apelezi la China. Acum nu vreau să fac o intrigă, dar dumnealui lucrează pe 30%, ca să înțelege și de ce, și cam pe 50%. Deci de asta am apreciat diferit munca. Desigur, asta am și asta a fost și paralela mea cu AliExpress-ul. Dar dumnealui a luat-o ca pe o injurie la adresa dânsului, când colo doar am comentat ce se vede clar. El confirmând că așa este și mi-a spus și de ce este așa. Ceea ce e de înțeles, într-adevăr, dar asta nu schimbă realitatea. E mai ieftin, e mai prost. Asta este situația, e de așa de când lumea și pământul. Dar de ce să ne ascundem acum în spatele prețurilor? Cum se poate așa ceva? Like, e pe producție, într-adevăr, rapid și productiv. Da. Trebuie să-ți și asumi. Dacă faci așa, trebuie să-ți asumi. Girofarul pornești de pe tasta home. Dar numai pe tot agăța aici cu aceste cabluri. Cred că sunt prea scurte lemnele. Prea scurte lemnele? Nu există. Sus nu se pot încărca, că sunt prea scurte și pică. Okay. Păi și vrei să ții un atașament ca al meu? Mai bine? Cred că ar fi chiar, dar trebuie să funcționeze cablurile astea, nu are cum. Eu știu că am tras de ele cu butonul R. Da, da? Nu, n-ai reușit să folosești niciun cablu? Sunt pe lemn aici, deci, în spate. Domnul Trompe, n-ați reușit cu un cablu? Nu. Domnul Pădurar, ia scoateți, domne, videoclipul la telefonul, ia veniți aici. Da, un pic să vedem cu merge cablu. Dacă e lemnul destul de aproape de cablu, cu R și cu bur, cu R îl iei, cu bur da, în jurul. Da, merge clar. Domnul Trope, dacă doriți să-mi oferiți permisiuni, pot testa să vedem dacă într-adevăr funcționează sau nu. Păi ai permisiuni, că e al meu. Păi nu am. Este un pic. Nu mi-apare să-l iau cu R și să-l pun, știi? Deci nu mi-apare deloc. Farm manager... contractor. Dar să-mi dat permisiuni și ție? Și am da, și un desfăcut-o și am și desfăjurat, am și pus-o la loc și la fel nu-mi dă voie să folosesc cablurile. Așa. Controlul e, mă. Blade 2. Că sus dacă le încarc, îl pică oricum, că sunt foarte scurte. Crane 1. Este un secret. Hai că am părint live-ul pe TikTok. Poți să încep. Păi, acum, ui, dați-i și mie de știre, lăsați un pic camera, lăsați telefonul un pic în jos, așa. Lăsați puțin telefonul, că nu funcționează. Păi nu există, nu funcționează. Da, e destul de simplu, iei și pe capul, da. Păi și dracu nu merge, mă. Încerca să schimb și uite, grupele. Uite, eu l-am pus, uite. Cred că este foarte posibil ca doar deținătorul să poată să... pună, să știi. În situația asta trebuie tu, Trumpe, să închiriezi unul. Nu cred te vezi? Cred că ții direct atașament, că cred că tot patru poți să tragi după mine. Vezi, e o problemuță. Da, o să iau un atașament și o să-l pun la fendul meu, bine? Și o să vin aici. Da, uite, asta cred că e o chestie de farming. La sfârșit, adică DLC-ul funcționează doar dacă cineva deține. O să-l înapoiezi pe asta, doar cu utilajul lui. Păi, tu trebuie să-l înapoiezi. Da. Urățică treaba asta. În 2050 pentru pădure, uite. Să nu poți să folosești utilajul meu. Nu cred că este de la permisiune, cred. Acolo toate variantele. Cred că este mai mult ceva bug în legătură cu DLC-ul, Premium DLC,
Platinum DLC de la farming. Și cred că aia cu cablurile ține de, nu știu, poate a fost codată să meargă și pe multiplayer cu permisiuni și doar de cel care deține utilajul. Este prima dată când îi se întâmplă treaba asta. Gen la un utilaj, n-am mai avut precedent până acum. Zoi! Ai idee de ce nu merge modul de ridicat cu mâna RFS 19? Da! Am. Probabil butonul nu a fost setat cum trebuie. Dacă vreți o pauză de cafea, de țigare, să vă mai umblați la combina aia sau ce aveți acolo de făcut pe terenul ăla. Ia uite cât am eliberat aici, ia uite, ia uite, ce frumos. Ce frumos. Ia uite, știu cum mi-au lăsat. Uitați-vă și voi, uitați-vă și doi, voi. Uitați-vă și voi cu cine lucrez eu aici. Mi-au înșirat două lemne pe acolo, două prin partea cealaltă. Se aude prin tot satul. Ce zice, mă? Nu știu ce a zis aici, că vorbeam. Că mai sunt vecini sceptici care... Na. Ce este asta? Mă, sunt vecini mai perfecționiști, să zicem așa, nu sceptici. E, așa da, așa da. Sau putem să vorbim un pic și de autism. Și asta se poate. Desigur. Autism, neautism, nu... Nu scuză cu nimic movila lui. Absolut dă nicio culoare. Uitați-vă, eu trebuie să cobor aici din Rodne și să fac eu treaba aici. Doamne ferești, păi de-aia a fost. Așa am eu pe statutul de plată, statutul meu de plată. Eu am operator, tăietor lemne. Imediat ajung la shop, iau aia și vin acolo. Nu știu ce face Rozaliu ăsta, dar Rozaliu ăsta pe aici nu prea e multă vorbăreală, dar nu tai ce trebuiește. Butonul te uiți în meniu și vezi de acolo și spui ce vrei tu. Oh, unde te duci? Calmește-te. Vai viața mea. Am în față un pic. Jesus, mamă, până îl fac să-l ia în brațe, dorește o grămadă. Mamă, o recomandare de căști în ier. Nu știu. Cred că la căști e o treabă, și anume dacă ți-ai scumpești de firmă, puteți sunt foarte bune, într-adevăr. Puteți să vă luați direct cu spate, domnul, aici, că v-am pregătit direct în drum. Deci am să le aprea din spate ca să-i liberez înspre intrare, cum ar veni. Ca să te ad multe aici. Cam un pic mai tare? Noi am luat... Nu s-a auzit. Noi am luat de pe Amazon, adică n-am luat ceva de firmă. Era mânutila și nu se auzea. Le folosim la comunicare la eventuri. O, avem un bro prin zonă! Dude, gracias! Hai! În loc să bagi modul, citește și descrierea. De obicei îi spune descriere și alte lucrușoare destul de importante pe acolo. Vecinul Nico, ești bine? Păi? Marian este o enigmă, mă, deci Marian... Se filmează, domnul Marian, vecinul? Se filmează de sus? E pe sus? Nu știu dacă are voie cu drona, că trebuie de la primărie. Este necesar un număr de operator și asigurare. Dacă drona este capabilă de a filma. Astea sunt regulile, ce vrei? Este europene. Te bagi, Mariane, dar te bagi din amendă în amendă. Nu știu, domnul Marian, cred că dumneavoastră aveți nevoie de un tratament pentru vedenii de camioane cu remorci de o săptămână pe proprietate magazinului. L-a luat aici, mă, că nu e... Stai un pic la Aline, te rog. Deci aici Mariana a crezut că intră pe server, nu a mai intrat de mult. El a crezut că ne-o dă pe asta cu... Ia uite aici un camion de două zile, crezând că noi nu știm ce e pe la magazin, știi? Alo! A, 5 azi dimineață am ieșit de pe server, termină-te. Cum să nu știi ce se întâmplă aici? Salut, barbă, nu am tasta home și reshade și nu știu cum să pun alt hotkey. Mă poți ajuta? Mane, nu. Dacă nu știi, învață. Da, și pagă la primar. Citești pe internet, citești reshade-ul, asta este. Intri pe acolo pe la hotkeys și un pic cu chinuială înveți. Odată ce ai învățat pe cont propriu, asta este cea mai bună metodă de a învăța ceva. După aia o să dai și tu mai departe informația și nu o să mai ai niciodată probleme, crede-mă. Informația ți-a fost livrată, ți-am dat-o, dar mai departe... Nu mai sunt vremurile cu TeamViewer.
Ce bonus la primar mă terminați-vă. De ce nu mai filmez ferma OTB? Pentru că am înlocuit-o cu această serie. Ferma OTB s-a terminat. Am ajuns... mă rog, unde trebuia să ajung cu ea? A fost o serie destul de longevivă. Trebuie să mai moară o serie ca să se nască alta. Cursul natural al vieții pe YouTube. Taxă, bonus? Ce zice asta? Și mi-am plătit amenda plus un bonus la primare. Bonus? E taxa anuală? E taxa anuală a terenului? Dumnealui cred că se referă la banii ăștia de cafea pe care dumnealui mi-a transferat. Că taxa anuală se ia... Da, cred că taxa anuală se ia anual și se subtrage din cont. Nu. Plătește fiecare cam cât consideră. Like. Nu știu ce înseamnă asta. Slăbuți, domnul. Ce? Aveți conte... defecte la... La ce? Mașinărie? Nu, nu, absolut deloc. Nu, 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 dar știți cum e. Dacă vrei să faci o treabă bună, trebuie să nu te grăbești. Eu zic calitate, că dacă... Calitate, nu cantitate. Eu zic că de acolo din față se vede mult mai bine dacă vreți să filmați, ca să aveți pentru mai târziu. Un pic mai din față acolo. Da, 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 desigur, desigur. Vreți să aprind lumina? Cum să... dau mai bine pe cameră? Cu lumina aprinsă sau cu ea stinsă? 360, vă rog. 360 și în 3, 2, 1, porniți. Ia uite, fac frumos, ia uite. Ați văzut-o? Pac, pac, iată, pac, pac. Se filmează? Da, da, doriți și comentariu? Nu, nu, nu. Bun, haideți să inspectăm împreună. Desigur. Domnul pădurar, dumneavoastră plănuiți ceva cu aceste lemne? Da, eu car la ele. Uite, domnul Nico, dacă vedeți acest arbore de aici a pus cotit? Îl vedeți? Da. Așa. Acesta este explicația lui Trumpe. Când dumnealui o să vină, o să vedeți și de ce arată așa. Asta ca să nu existe, okay. Să nu existe confuzii. Da, da. Și dumnealui când vine aici în spate... Dumneavoastră. Da, 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 asta este lucrarea aici, mea, desigur. Da. Da, 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 tot ce vedeți aici, uitați. Mergeți, faceți poze cum doriți dumneavoastră, uitați. Haideți că mă duc să mai iau unul, puteți să studiați aici. Da, da. Dacă aveți orice întrebare, nelămurire îmi spune și vă pot explica. Desigur, domnul, apreciez ajutorul și explicațiile desăvârșite. Desăvârșite, adică e exagerat un pic, bă, Ion Iliescu. Mihai Creangă. Deci îi arăți ideea și te... Arăți ideea și... Ce rău tăicează. That's funny. Domnul pădurar, când mai tezi lemne... Revin imediat, Aline. Domnul pădurar, când mai tezi lemne, vă rog frumos să le și transportați de aici, că mai am vecini care vin și poate confuză lemnele lăsate de dumneavoastră cu lemnele aranjate de către mine. Nico a zis că revine, deci acum probabil notează. Mă gândesc eu că asta ar putea face acum, știi? Da, așa, două secunde să încurăj eu chat-ul. Ce mai avem? Așa, gata. No, it's perfect! Grazie, man! Hai, Marian, era un tractor. Eu mă bucur maxim că seria asta a fost și pe placul vostru. Vreau, adică vreau de mult să fac ideea asta și o păstram pentru FS 25, dar am zis că, bă, până atunci mai e o grămadă și hai să o și testăm acum. Că dacă e ceva ce poate nu merge cum trebuie, atunci pentru FS 25 știm cum să facem povestea mai frumoasă, știi? Și o să avem în fiecare vineri și sâmbătă de asemenea, când facem live-urile. Într-una dintre ele o să avem și evenimente, cum am avut și weekendul trecut, bineînțeles. Diferite tipuri de evenimente. O să avem, o să vedeți și licitații, o să avem și curse, o să avem și premii, concursuri printre săteni. Nici nu știu ce le-am planificat eu. Dar bineînțeles trebuie să le păstrăm ca pe weekend, pentru că pe weekend sunt cam toți activi. Atunci are cam toată lumea liber. Și...
De asta păstrez ideile astea pentru atunci, ca să mă asigur că participă cât mai mulți. Mă, ăsta nu cred că merge. Yep. Yep. Mă gândeam eu. Hai să luăm pe băiatul ăsta de aici. Tu frumos așa. Păi băieții nici măcar nu fac față cu cărarea. Vezi, cu căratul, nu cărarea. Căratul lemnelor la punctul de vânzare. De ce să te grăbești și să faci o muncă de pomină? Ai prins-o? Pom, că pădurar, că pomină. Nu? No? Prea? Ok. Să faci o muncă de pomină când poți să faci o muncă frumoasă, demnă, să-ți atașezi numele la ea, da? Să fie asociată această muncă cu tine și că oricum oamenii nu pot face față cu vânzarea. Niciodată n-am observat diferența asta atât de mare. Să vedem aici, asta e mare. Deci un pic mai încoace. Cam așa. Ala este. Paralel aici cu movila. Superb. Domnul pădurar, dar dumneavoastră vindeți lemne? Da, momentan pentru Nico și acum o să fac o pauză să-l ajut pe Trumpi să luăm și de la dumneavoastră. Am înțeles. Să se vadă producții în ambele părți și curățenii. Apreciez. A fost o problemă acolo la Trumpi cu utilajul și de asta trebuie să fie schimbat. Aha. Se întâmplă, se întâmplă. Na, utilajele nu merg tot timpul cum trebuie, într-adevăr. Ne-ar trebui un mecanic prin satul nostru pe aici. Nu vezi nimic aici. Absolut nimic. Salutare, Alex! Marian, că sigur ar vedea stricăciunea greșită. Lui probabil îi apare de ieri. Marian, până nu ieși, dacă ne poți spune cine o să încurci la magazin mâine, ar fi super tare ca să pot să fac și o lista de amenzi de acum. Place să fie organizat. Asta știm din avans, nu de păi acum. Păi da, asta știm din avans, dacă tot avem un călător. Călător în... pe dimensiuni temporare. Temporale? Nu, temporare. Temporal? Temporar. Dă timp, bă, dă timp. Știi, sunt anumite momente când ar trebui să nu mai răspunzi la anumite întrebări, dar Marian nu s-a prins de asta. Hai un pic, că te ajut și eu ca să luăm de la Mihai ca să mai vindem și de la el. Haideți, vă rog frumos, că mobila a ajuns la nivelul Rodneului. E aproape cât casa. Ca și când ori intra banii. Da, ce frumos aranjate, așa, într-un singur colț. Ce ați spus dumneavoastră? Că nu v-am auzit aici dinăuntru cabinei. Sunt foarte aranjate într-un singur colț. Nu vă aud, două secunde ca să opresc motorul. Da, domnul Pădoraria, spuneți. Admiram cât de aranjate sunt în același loc și că nu necesită să mă deplasez să le caut ca pe easter egg-uri. Mă bucur că vă sunt folositoare așa aranjate. Când să vândă lemn, Trumpi a părăsit server. Eu nu mai înțeleg nimic. A intrat în coma alcoolică, cam cu asta este echivalentul. Alin? Vrei să mă ajut tu să le car? Măcar un sfert de oră așa până intre el, că probabil are vreo problemă sau cine știe. Domnul Pădurea, sper că apreciați că v-am dat un pic de pauză de la producția aia imensă care am făcut-o până acum. Mi-am permis să-mi iau 10 minute de pauză. Da, da, e din regulă. Cam suficient. Acum am rămas și cam singur, că... Bă, de ce nu merge asta?
peste un pic, că nu mai merge șmecheria. S-a închis asta, mă. Bă, firar, casa ta. Deci așa, așa ce că se face pe server mai nou. Se taie și se aruncă așa la nimereală și după aia stai. În loc să îți iei un pic timpul și să aranjezi, să tai frumos, să fie totuși o ordine, o disciplină. Nu, no, aparent pur și simplu se face o treabă de mântuială. Nici măcar AliExpress, e mai mult Alibaba. Nici Wish, n-aș putea spune. Și după aia se stă. Credeam că măcar dacă tot grăbești procesul, ai mai lucruri, nu știu, ai lucruri mai importante de făcut în continuare. Nu. Nope. Dacă vine Trumpe, îi intră banii lui sau lui Dadu. Nu știu cum s-au înțeles ei, habar nu am. Chiar n-am idee. Dar e bună idee, uite. Domnul Vodorare, uitați ce avem aici, un request la primărie. Este un anunț care spune în felul următor. Dacă vinde Trumpe, îi intre banii lui Trumpe sau dumneavoastră la pădurar? A părăsit și domnul pădurar. Cred că nu mai are nevoie de bani. Cred că în situația asta putem să vindem noi, Nico, nu? Da, desigur. Cum să nu? Haideți să facem aici o pomană. Ia să vedem, dumneavoastră a strâns ceva frumos acolo? Unde e, mă, Nico? Da, aduc. Ah, vine. În lipsa pădurarului puteam să fie, vreau să vând lemnele. Eu mă consider tras pe sfoară, pentru că înțelegerea între două părți nu spune că ambele trebuie să-și respecte partea lor de înțelegere. Când una dintre ele renunță, atunci totul îi revine celelalte. Recte eu. Da. Să mut movila mai în față? Cum adică să mut movila mai în față? Nu pot să mut movila, că e prea mare, sunt prea multe lene, n-am cum să le mut. Barbă, zi la Alinca, dacă îi dai din profit 10% și tu rămâi cu 40% și faci mai mulți bani, păi să facă ce? Îi dau 10% ca pentru ce, pentru ce activitate, cu ce ar putea să mă ajute. Cam cât ar costa feste 25? Eu cred că 40 de euro sau 45 de euro undeva pe aici. N-ar fi curând să coste 25. Camion de lemne? Camion de lemne? Așa, abstract. Asta este motivul pentru care, apropo, pe un ton mai serios, asta este motivul pentru care am ales să vindem la un punct de vânzare aici și să ducem bucată cu bucată în loc de a umple o remorcă și să o ducem pe ea cu lemne, pentru că s-ar fi blocat o serverul, de seama, să muți atâta lemne deodată. Dar în secunda 2 în care pădurarul nu mai este prezent, nu mai văd, eu văd contractul anulat. Eu nu-l mai văd valabil sub nicio formă. Îl cheamă pe prefect. Funny dude. Șmecherie. Știu la ce te referi. Dacă o să fie ce? Festul 25? Pe Nintendo Switch? Nu. Nu, nu o să fie pe Nintendo Switch. Ar fi o idee, da. Dar uite, dacă aș mai face... Și o să facem o grămadă mai în față, da, desigur. Dar momentan o facem pe asta mare. Băieții când vin să ia dintr-un singur loc. Și după aia o să mai facem una mai încolo. Așa facem de obicei Forestry, adică nu e... N-a descoperit nimeni roata. A venit, bă, nu putem să vedem. Domnul Nico, se pare că nu putem să executăm planul nostru acum, dar rămâne valabil pentru viitoare întâmplări. Dă genul ăsta. Sunt tot timpul deschis. Hai să vedem dacă mai pleacă ăștia, că dacă pleacă, pac, imediat mă bag pe vânzare, ce-ai? Bă, eu consider că eu m-am înhămat aici la o muncă, da?
și când cealaltă parte nu respectă, nu-mi taie copacii, nu-mi marchează, like, mie mi se pare că în situația asta s-a anulat înțelegerea. Astfel sunt lemnele mele. Asta așa ca și daună. Limita de încărcare a unei remorci, dacă știi să modifici un mod, prin mod. Dacă nu, nu poți din joc direct. Da. Jocul nu cred că detectează că pomii sunt ailodate și probabil o să intri direct în contul celor care vinde. Eu n-am vândut copaci, așa că nu știu. Dar uite, o să-l întreb că acum a intrat. Dacă reușim să putem să și jucăm un picuț. Ar fi super. Mâine clipuri, dar nu live. Live o să fie vineri, sâmbătă și duminică. Mâine, de asemenea, vine și clip cu Mihai Filmează. Este editat, tot, treburile alea, făcut. Mâine se va face și public. Asta pentru pasionații de fotografie, nu neapărat așa. No. Nu e o nișă foarte populară, într-adevăr. Marius, salutare, salutare. Supărici, mă, supărici. Mâine cu multiplayer nu, pentru că facem astăzi live. Mâine se filmează pentru poi mâine cu multiplayer. Mâine o să fie videoclipuri, dar nu cu FSO multiplayer. Da. Bună întrebare. Ia să vedem. Domnul Pădurar, mă auziți? Ce fac ăștia, mă? Ce Dumnezeului fac? Că nu se aude nimica. Ia uite-te și tu ce-a dat în el. Vă auziți, dar mi-ați stricat acolo, da, da. Nu știu, ați intrat în utilajul ăla, ați dat cu spatele, nu știu exact ce s-a întâmplat. Nu, am nu luat creș și eu și trumpi aparent. A. Auziți, am aici un enoriaș care, întreabă dacă trumpii vinde lemnele, banii vă intră dumneavoastră sau lui? Nu, intră lui. Dar nu o să vândă lemn. Nu că lui Trumpi, i-am zis să le lase într-o parte și eu le vând, eu țin calculul. Ai, auziți, mă, băi, vezi, frumos așa. Ce zice asta, mă? Ia să vedem, ce zice. Domnul primar, am și eu nevoie de un ajutor la o pădură, fără 50.000 pentru a tăia niște rădăcini și a muta niște lemne. 50.000 pe oră pentru a tăia niște rădăcini și a muta niște lemne? Domnul Marian, odată ce anunțul dumneavoastră este public, cine dorește, evident, vă poate contacta. Oie, că cu Marian nu face afaceri. Marian e pe sistemul gen trunchi și copaci, un pic de crenguțe și alea. Și după aia, păi, venise Marian cu o ofertă, o știți de pe live de atunci. Nu știu, dădea puțin, Marian, ceva... Marian, aici de... Ceva sutici, 20 de mii sau ceva de genul ăsta. Bă, un 20 de mii pe... Și că pe vreo 3 ore de pădure. 50 de mii acum îi facem. 50 sau 50 de mii pe 3 ore. 3 ore, bă! 3 ore sunt alea pădure. Ferească, mă, Dumnezeu, da, așa ceva. Doamne, ferește. Și Marian, practic, trebuia să intri în concediu, mă. Doamne, ferește. Ca să-ți dea Marian 50 de mii de euro pe pădure. Tu îi făceai 1 milion și dădea 50 de mii. Ia uite. Dar nu înțeleg de ce vorbește cu mine, cu tăiatul, cu copacii, cu drujba, cu alea, că eu am treabă, eu s-am angajat în altă parte. No. Mulțumesc. Păi stai un pic, încă nu e căsătoria, nu e semnat nimic, Nico. Abia m-am băgat cu fata. Stai să vedem dacă și livrează cum trebuie. Întâi trebuie încercată și după aia, na. Și cu Mihaela am făcut la fel. Na. Mihaela, altă tipă pe care am dat-o pe spate și prima dată se încearcă. Se încearcă, vezi dacă e materialul bun, vezi dacă răspunde bine, vezi dacă ține la tăvăleală, dacă e durabilă. Și ea la fel, na, zis, na, toate testele pe care ea a vrut să le facă. Și după aia, în urma concluziei, se execută o relație sau nu. So, momentan abia am convins-o pe doamna Măraia să lase pe fostul și să începem noi să comunicăm. Acum sper să fie și fideală, fidea, că de obicei, așa, când mai e și un alt tip implicat, sunt situații și situații, știi, adică mai rămâne gândul, mai, na, se pot întâmpla chestii.
Salut, bună. Bine. Si, pe live. Ce faci? Si, si. Mesaj de pe live? Ah. Ok. Ne certăm, două secunde. Domnul primar, vă anunț de fiecare dată când vând să verificați sau verificați singur cu coadul ochiului acolo sus în dreapta? Cel mai bine vă anunț, cred, ca să fiți atent. Trumpi, pune direct pe trigger, că acum vindem doar pentru primar. 10-15 minute ca să facem curat acolo. Țif. Doar că să nu le vinzi. Lasă-le cum or fi acolo, că le aranjez eu, stai liniștit. Doar să fie cât mai aproape decât să le împing. Le-am pus pe trig. Și oricum și tu faci așa de fiecare dată. Băi, de capurile mele. Salutare. Dar doare autotune? L-am auzit aici. Gata. Chestii de management. Dacă m-am despărțit de Micaelina? Nu, da, am și pe Maria. Avem două fete și... Mihaela de obicei se curcă mai devreme și Maria stă mai târziu. Așa că... E și zi, e și noapte...
când sunt două, nu? Părți în zi. Înțelegi ce zic? Când mănânci, de exemplu, mănânci mâncare, dar bei și lichide, nu? Ca să, deci, asta zic. Două lucruri. Așa. Nico zice că e angajat la domnul Dadu pentru un mizilic de salariu. Mizilic? Eu cred că domnul Dadu plătește în concordanță cu abilitățile și cu manopera executată. Eu așa am băgat de seamă. Mie mi s-a oferit un salariu decent. Nu pot să-l comunic, îmi este interzis prin contract, dar înțelegerea noastră a fost foarte substanțial remunerată. Mai bine te-ai prânz la câine, Nico. Cât e genul de sătean la noi aici, care mai bine și-ar vinde ferma, s-ar prostitua, a lua-o anal, și-ar verifica probabil zilnic prostata cu un par de 2 metri în loc să facă business cu Dadu. Deci pe sistemul ăsta și foarte roleplayesc. Am de bună, Bogdane. Bunișe, dude. Domn primar? Da, da, spuneți, acum sunt din nou la butoane. Aveam niște probleme de manageriat la primărie. S-au rezolvat. Dau gol la primele 3 transporturi. Da, da, v-am auzit mai devreme. Eu o să merg pe încredere. Enoria și mei sunt și la dumneavoastră în zona, așa că da. Orice se poate verifica. S-au luat 23.390 pe prima tură, o să aproximez când prin scădere, când prin nadao, o să fie la de ambele părți egal. Este perfect, sunt total de acord cu asta. E foarte bine. Domnule Dadu, există o firmă din Austria care cumpără lemn și vine și îl ridică direct de la fața locului, de unde e tăiat, pentru că în acest rit noi practic rămân singur copac. Și nu cred că o să facem față doar cu două tractoare la transport. Dacă îmi permiteți, ca să însumez ce Trumpe tocmai aici a declarat, există o anumită frază. Și anume, Vascam hazardit. Au crezut că pot face față. Puțin cam mult. Puțin cam mult, da. Au crezut că pot vinde ei cât producem noi. Când vreodată. Când vreodată. Funny shit. Suma este de 50.000? Păi Dadu face live. Ne poate confirma cineva ce cât a scos pe... Dar oricum n-are cum, că are puțin acolo. 11.700. Ok, uite, deja curg banii. Sunt confirmați că... Tocmai ce s-a salvat serverul, da, confirm că am primit salariu. O să folosesc un termen folosit de către Nico când a descris salariul lui primit de la dumneavoastră, și anume mizilic. Puțin cu puțin face mai mult. Doamne ajută. Cer răbdare. Cer lemne. Fac transport în 18 FPS-uri. Doamne ferește. Poate cunoștința lui Trumpe din Norvegia ne-ar ajuta cu vinderea lemnelor și așa am putea îmbunătăți și... Din Austria, mă scuzați. Nu. Da, da, da. La mine țările nemțești sunt țările nemțești, n-am vizitat până acum. Poate ne-ar ajuta mai mult dacă faceți o lipeală cu transportul. Deci vreți să punem direct punctul de vânzare aici, ca să și eliberăm FPS-ul? Da, cu alte cuvinte asta am spus. Bun, bun, bun. Asta e un pic... L-a rezolvat un pic aceste pe Radu la PPS-ul. Aceste lemne de la domn primar, domnule Pădurar, unde le pun?
un trigger sau acolo la locul stabilit? Pune-le oriunde și vină să-l supraveghezi pe domnul primar și pe Nico să nu cumva să se învârtă pe lângă punctul de vânzare. E foarte important pentru că dacă se pierde din bani și pierzi și eu bani, pierzi și tu bani. Că și tu ai procent din ce se întâmplă aici atunci. Dar te uiți așa ca să nu-și dea seama, tragi cu coada, privezi dacă se apropie de el. Auzi, mă. Dacă se apropie, țipi. Acum că sunt supravegheat, nu știu dacă mă faci hoț, adică nu prea vreau să-ți demonstrez că nu sunt. Am o tronă care filmează de sus, deci nu e nicio problemă de noastră. Wow, oh, perfect, aia e perfect. Vizez, deci nu e nicio problemă. Bă, suntem supravegheați cu drona, mă. Să nu furăm. Mai zic că cu cât e procentul mai mare, cu atât tentația simt... e mai mare, mă gândesc. Eu mă simt un pic lezat că oamenii s-au gândit, se pare că parteneriatul dintre Trumpe și Dadu este unul mai aparte decât credeam că l-avem pe al nostru. Unii mai fură și pe ascuns, nu trebuie să fiți de se pare că sunt mai autoritari și cumva, uite că nu au încredere nici măcar în relația noastră care e de atâta vreme, niciodată n-a călcat nimeni în strâmb, adică chiar nu înțeleg de ce s-a luat cu ideea asta. Ce-mi dă seama, nu seama unde e triggerul ăsta. Mă simt lezat, ce-i drept, într-adevăr. Da, e foarte ciudat triggerul. Îl puneți oriunde, domnul Dadu, deci să fie apropiat de... Triggerul practic e în jurul lui. Da, triggerul e în jurul lui, da. Uite la acolo cum vine ea. Cred că l-a spus cam departe, domnul Dadu, acolo. Da, dar nu, că aveam altceva în plan. Dacă ne-ar putea comunica și nouă. Așa. Da, 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 s-a înțeles, nu, aici nu. Like. Și atunci, ce ai din... Nu este nimic negativ în asta, se apreciază producția, se apreciază, Nico, producția mare. E o producție grosolană, aș putea spune. Care diferență, dacă există producție. Întotdeauna, dacă este livrat ce a fost cerut, asta este tot ceea ce contează. Și atât. Băiți, ar trebui să obțină acolo niște sume colosale. Ce avem aici? A luat 23.390. Bun, perfect. Asta a fost. Bun, 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 bun. Nu, nu, e de încredere, dar nu înțeleg de ce eu nu m-aș fi gândit. Eu am încredere, niciodată nu m-aș fi gândit altfel, dar... Se pare că domnul pădurar cumva consideră că eu și Nico am putea face o lucrătură, o românească, și să vină în lemne fără știrea lor. Eu nu mai pot să țin socoteala ca să le dau bani la oameni. Pe mine m-ați sărit de la salariul, domnul, din cauza defrișării necorespunzătoare. Nu, nu, acum a venit și în parte. Trumpii, tu primi și pagă cumva? E, practic, practic este procentajul din lemnele tăiate și oamenii sunt momentan pe zona mea, aici. Procentul cu mai interes, procentul... Procentaj din ce ai muncit, evident. Nicola, acum a tăiat mult, așa zice el, mult, dar a zis-o că erau două... Da, în fine, da. O să trebuie să ar trebui să câștige mai mult decât mine care am un procentaj mai mare. Să aici, o să adun eu lemne. Mă, ăștia vând aici, mă, sau ce Dumnezeu își fac? Ia să-mi interrup eu activitatea. S-au trimis încă 4.000, că am mai făcut. Păi, mă scuzați, dar 4.000 pe treaba asta aici? Să rămână și pe filmare ca să nu avem vorbe la proces. Toată movila asta a fost 4.000 aici? Nu, 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 v-am dat înainte 20.000, deci vreau să-mi explice așa, știi? Ceva și am rotunjit la 20.000. Am înțeles, am înțeles. Perfect. Acum doar pe plus am rotunjit pentru dumneavoastră. Așa, așa. Și le mai aveți și pe astea de aici, a? Astea sunt, acestea nu trebuie împărțite, sunt doar veniturile dumneavoastră.
Îți place cum intră banii în conteste? Și mai avem aici, mai avem un mobil aici, dacă puteți să vă deplasați un pic. Momentan sunt în gaură de 400.000, rodneul costând 470.000. Mai avem mult timp până când să mă încânte banii pe plus. Stați puțin, nu calculați așa că utilajul vă rămâne după permanent, nu dispare. Le folosești și peste 10 ani. Și peste 10 ani, auzi, ia. Și peste 10 ani le folosești. Băi, nu știu ce face Alin. Nu știu dacă mi-arată ceva, deci nu știu. După ce nu-l citesc. Vând asta, putem să ne mutăm și la unica da, trebuie eliberat mai mult zona și revine și se uși la. Hai să punem aici într-o parte, uite aici. Cu tractorul dacă ducem, poți să agăți maxim 4 copaci și eu sincer nu, adică mă așteptam la Mihai să tăie repede, că știu cum tăie, că am mai lucrat cu el în pădure, dar nu mă așteptam și la Nico și am zis, bă, cât duce trumpii cu utilajul al mare cu Felix-ul, eu pot să duc la Nico, știi, și așa facem față și e și interactiv, dar amândoi tăie repede. Utilajul aparent e foarte bun, dar e bun pentru copaci întregi, ca să stea da, acolo da, sus. Da. Mă mut în partea asta la Nico. Ferma numărul 6 Nico, pregătește contul. Dispun de moara de cereale cu tocul bunker? Prețul este în funcție de cum considerați voi? În așteptare de... A? De prospăciune. O să înțeleg că în partea cealaltă nu se mai lucrează. Se stă. Aici se lucrează și se lucrează frumos. Uite ce frumos se învârte cabina cu luminile. No, e ok, am capul tare. Ai ce tare. Sau când zici ce tare, poate zici, ia uite ce e capul lui Dado, aparent la cum am menționat adineauri. Uite-te la luminile jos, uite cum fac luminile. Zici că e minge de disco, vezi? Bol de disco. Ia uite. Ce tare. Super tare. Băi, se vede. Băi, dar nu știu de ce le-a atât de mult să vândă astea. Poate se vede, ar trebui... se vede că domnul Nico are experiență la tăiat. Poate ar fi bine să le să le iau eu pe astea, zic. Să eu după ce vând o anumită grămadă, mă gândesc să mut mai departe punctul de vânzare, să ne chinuim. Dacă pot face și o observație. Observație pentru oamenii care poate nu au așa multă experiență la pădure. Lemnele, dacă sunt aranjate pe server, ele nu cauzează lag, dar dacă nu sunt, cauzează lag pentru că sunt într-o continuă mișcare și... Nu, fără mișto, asta nu e o glumă. Și exact. Pentru că sunt așa gen într-o continuă, cum să zic eu, unele depind de altele. Jocul trebuie să gândească matematic fizica dintre ele, dar dacă ele sunt aranjate bam 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 și înțepenite, atunci e mult mai ușor pentru FPS. O să vezi că după ce o să le vinzi parea de la Nico, o să-ți meargă mult mai bine, îți garantez. Și eu am 26 de FPS ori deja, deci, mi-au crescut, deci de fără la 18 la 26-27, deci fără mișto, așa deci funcționează treaba. 55. Da. Păi o să ai 180 după aia, să vezi. Deci e... Așa le calculează jocul, nu? Fără niciun fel de mișto. De data asta, fără. Știu de când aveam cu remorcile. Când puneam în remorci și mai era un lemn mai strâmb, toate celelalte mișcau când mergeam cu remorca. Și practic jocul trebuia să calculeze continuu fizica dintre lemne. Și asta îl dădea peste cap. Opt, încă 11 biștari. Frumos. Frumos. Păi, dar cum? De ce mai îmi trimite mie din moment ce... Nu înțeleg asta. De ce îmi trimite mie bani? Ah, că le-a vândut pasă de aici. Ah, ok. Marian e singur pe acolo. El are un târg planificat, dar nu cred că e ce trebuie.
și că ziceai că e fabrică de semințe. Și Nico deja are la vânzare niște semințe la un preț foarte bun. La jumătate de preț se vinde Nico și semințele și fertilizatorul. Deci a făcut treaba foarte bună. Așa, și care... Schimb pe schimb? Iuză? E ok, domnul Tatu, vă descurcați? Da, da. Sunt în calcule, sunt prins în calcule. E fix ce-i place lui. Nu m-am despărțit de Mihaela, cum așa? Da, acum avem și pe Maria. Oho, 35 de FPS-uri dintr-un foc. A, vezi? Atât. Da, 31 și la mine. Ia uite-le. 30 aici, când ne uităm 25, e. Yeah. A, la mine cred că-s mai afectate un pic, am lemne lângă mine, știi? Da, uite, s-a îmbunătățit situația. Vezi, dovadă că ziceam ce trebuie. Nico, ai primit, da? Da, da, mersi. Nu vreau să fiu răutăcios, domnule primar, dar... Da. Sunt cam multe lemne aici la Nico. Păi mai stați acolo, bine, domnule. Bine, mai strâmbe ce e drept, mai... dar mai multe ca și cantitate. Până mai adun eu frumos aranjate ca să evităm lagul, mai vindeți din ele, vă rog frumos, și așa mai eliberăm din FPS-ul blocat. Așa este cel mai frumos, desigur. Ați primit bănuții de fiecare dată, da? Deci să vă schimbări în cont. Da, da, eu da, eu am primit, mulțumesc frumos, da, da, desigur. Dacă uit vreun punct de vânzare, îmi spuneți să-l vând, să nu vă împiedicați de el. Am nevoie și eu de cineva ca să mai taie rădăcinile, vă rog. Acum mă deplasez, dar cred că am nevoie de contract din fermă. În care fermă? Nu, poți să tai cu drujba fără, că și-o am creat. Cu drujba merge, nu... A, da, cred că merge că e Lumberjack-ul și Lumberjack-ul cred că merge pe oriunde pe hartă. Au crescut, cred că în partea mai mult decât aici. O, Ludrin, salutare, salutare! Dacă te poți scoate la ban, ba, întotdeauna cred că îl dau cu un motiv aparte. Nu cred că este nevoie, man. Dacă poți să te uiți la live și, na, dacă îți place contentul, pe mine mă bucură. Dar banurile se dau întotdeauna pe un motiv și anume nu mai vreau să mai citesc probabil fraza sau eu știu ce ai dat-o atunci. Sau în situația asta... E mai bine așa. Nu trebuie să și scrie în chat. E bun live-ul pentru situațiile alea în care interacționăm un picuț, în cazul în care, nu știu, avem chestii de întrebat, chestii de lămurit, adică poate vă cer părerea, așa mai departe. Dar în rest, majoritatea comentariilor să știi că sunt deprisos. Nu fac subiectul live-ului și nici nu aportează foarte mult. Bine, aici e și farming-ul, ce-i drept, în... Oho, frumos! În Farmers Life, spre exemplu, au foarte mulți oameni care îmi dau sugestii și unele chiar foarte, foarte bune. Dar sunt deja oameni care joacă, așa că... Nu. Comentarii în plus chiar nu mai trebuiesc. Enjoy the life! Dar ce mărimele tăiați dacă nu vă supărați? La 8 metri. Mă dubiesc că pe aceeași... Am încasat prea mulți bani de pe partea lui Nico și nu înțeleg că e și diferența de experiență. Da, e chestia de producție în primul rând și chestia și un pic de grosimea lor și asta face diferența. Dar e doar un pic de grosime, deci cantitatea materialului lemnos influențează doar foarte puțin. Sper să fim făcut acum ca jocul și o voce sarcastică, la fel cum era și mesajul. Și acum, domnul Podurar, dacă mai stați un pic prin zonă pe aici și vă uitați, uite, am un arbore pregătit pentru a fi fotografiat. Dumneavoastră aici aveți și lemne petrecute. Aici, dacă numărați inelele de acolo... De lumină sau? Ăsta nu este arbore de calitate, ia uitați. Deci,
aveți lemne de foc pe partea asta și din partea cealaltă aveți lemne de făcut mobilă, spre exemplu. Contează foarte mult calitatea lemnului. Astfel se vinde diferit, desigur. Într-adevăr, domnul Dadu credea că este nuc forestier, dar nu. Nuc forestier. Vreți să tăiem și ciunturile astea de pe aici? Nuc forestier! Da, toate ciunturile. What the fuck is nuc forestier? Gorgeous. Așa că avem o donație de la Dei. Salut! Eu am crescut cu clipurile tale. Tot respectul și mult succes în continuare. Dude! Foarte fain mesajul. O sponsorizare de la primărie stat pentru defrișarea pădurilor, ajutarea serverului pentru PPS, cumva. Rămân. Păi stai să vedem, mă lași. Puteți încerca depune o cerere și dacă se aprobă în funcție de eforturile pe care le-ați depus în privința asta, atunci probabil și remunerația va fi în concordanță. Denis, spune-mi în chat, Denis, nu în donație, care este seria ta preferată? Pentru cineva care se uită de mult timp, este foarte important să văd ce serii au fost așa mai memorabile. Haide-mă tu șeapa ta. Te vezi pe ăsta, scoate-mi banda pe celelalte. Aute, dacă are puțin slăbuț aici, ce să-i fac? Desea în funcție de cât de mult defrișezi din pădure? Uite, domnul Pădurar, că vorbeați de, sau cine, Trumpe, vorbeați de fraze românești. Avem una pe chat, este emblematică. Un se merită lipsea de acolo. Mai cum, băi, Marian, nu mai vindeți, Marian are slana pe birou, că că deci, la un deci mă, cât dai până la urmă? Multă pădure, mulți bani? A, cum nu, e? Așa, l-am dat ca să, că am văzut că era scălare pe ele și să nu vă... Oh, cum a sunat. A bătut vântul, nu eram călare, ca să nu exagerăm. Domnul Pădurar, nu uitați că angajatul dumneavoastră are un temperament mai firavil, mai firav. Mă, se gândește. Dezabonați de New Dreams, de cu dezabonare, man. Abonați ar trebui să fie doar cei care sunt pe contentul ăsta, celor care le place contentul. Absolut atâta. Să știi că și eu în ultima vreme am dat și unfollow și multă, multă dezabonare. Că mi s-au schimbat gusturile. Și am alte interese. E total, total de înțeles, dude. Nu că n-am mai putut comenta în vreun chat pe live, pentru că n-am făcut-o. Dar... și n-am luat ban în viața mea. Pe un chat pe vreun live. Niciodată în viața mea n-am luat. Tare sau ce? Hai mă, un pic mai sus, mă, uai ce mă enervează asta. Asta funcționează total diferit față de Komatsu. Slovak Village! Da. Da. Aia a fost că a venit, a fost prima hartă, știi, multă lume zice că Slovak Village-ul. Dar să știi că eu am avut puțin de a face cu, hai să zicem, succesul seriei, pentru că, da, bine, făceam gameplay-urile, dar harta în sine a ajutat foarte mult. A fost inovatoare, să zic, de pe vremea aia, pentru că nu mai avusesem până atunci nicio posibilitate să avem fabrică de mezeluri sau mină, spre exemplu, știi? Deci, treaba asta a fost revoluționară și a ajutat foarte mult contentul. De asta multe lucruri nu se pot repeta dacă jocul nu vine cu niște lucruri așa inedite, știi? Sau o hartă să vină cu lucruri inedite. Nu pot crea, știi eu. Până la urmă, ce ai făcut? Ai renunțat la job? G-ob? G-ob? A, la muncă? Nu, uite, am luat-o. Stai aici, am făcut parteneriatul cu Dadu cu pădurea și suntem pe tăiere de lemne. Acilea suntem.
Și Sosnovka, da, da. Deci astea clasice, mă, nimic, mă, din astea noi, nimic te-a tras, nimic, mă, a, nimic. O patroane, noapte bună, noapte bună. Vreodată exactă pentru următorul farming nu s-a anunțat, dar credem cu siguranță că va fi 25 noiembrie. Cam așa ar avea sens și ca și preț, eu personal cred că undeva la un 40-45 de euro. Poate hai să zicem 40. Poate 45 mod că un pic us cam prea departe. Dar un 40 cred că ar fi. E un ciunt ăla. E mai mult dacă tai ciuntul ăla din cap. Ce? Am făcut 90.000 de la 0, bă. Am mai avut decât 1000, parcă. Domnilor, eu aici o să mai strâng. Poate vreți să mai curățați și de pe la Nico. Iar unde la nasol. Nu pot să le iau pe ala de nicio culoare. Ai crescut cu mine împreună? Am avut mulți vecini, dar nu mi-am amintesc de Ruben Stoica de nicio culoare, man. Cum vine asta? Ce frază e asta? Ha? Apropo, Gixer, vezi? Numai într-o singură frază și a confirmat ce trebuia să fac, scos de la ban sau păstrat la ban. Doar dintr-o singură frază, românul se retaliază. El însuși, mă, dintr-o singură frază, mă. Așa cu, știi cum... eu sunt aici live, man. O să mai fiu. 11 jumate, o să mai fiu un picuț. O să mai fiu și vineri și sâmbătă la fel, de asemenea. Bă, apropo de Satisfactory, o să iasă un joc similar cu Satisfactory. Nu mai știu exact cum se numește, dar e ceva ce e între Satisfactory și nu mai știu. Cred că e între Satisfactory și Scrap Mechanic. Ceva de genul ăsta. Foarte... foarte interesant. Mie unul mi-a atras atenția, dar nu mai știu cum se numește, am primit email cu el. Denis zice, serie de desen cu tableta grafică, nice, a inspirat-o pe sora mea să urmeze cursuri de desen tehnic și își propune să activeze în domeniu. Bă, foarte tare, foarte fucking tare. Am încercat și eu desenul tehnic de asemenea, este total diferit, n-are treabă cu artistică reala prea mult. Este mult mai greu, asta vreau să zic. Și da, țin minte că aveam caiet milimetric și foi cu foi milimetrice, foarte satisfăcător atunci când termin un desen tehnic. Mă rog, zic e mai greu că trebuie să ții cont de niște reguli aparte. Foarte tare, foarte tare. Respect. Domeniile astea dificile sunt impresionant. Sunt la impresionante dacă le faci cu succes. L-am văzut eu menainte. Leo, salutare, mă! Ia lui Dani, poate să fie. Prea departe toaleta acum, mă, piși pe un pop. Eu uză. Trumpi, tu bănuiești ceva? Eu uză. No, de am ce? Am observat niște mișcări dubioase din dronă. Dacă puteți și menționa pe ce parte, vă rog frumos, și cu voce tare. Nu, era o discuție a noastră aici, n-are treabă cu ce faceți dumneavoastră acolo. V-am reperat pe... pe walkie-talkie, cred că ar trebui să schimbați acolo un pic frecvența. Domnule Dado, dacă veniți și până aici la domnul Nico să mai vorbesc cu cei din Austria să vândă aceste. Bă, iar ați trăs mult acolo? Bă, nu știu, mă, să ne băgăm să ciordim și niște lemne aici? Nu știu, parcă 90% de ceva vreme acolo. Nu știu ce să zic, mi se pare că eu am tăiat mai mult de atâta. Ce mă, nici ăsta? Tu-i ceapa. Uite-te, știu că nu poți să le tai pe astea. Domnilor pădurari, mai avem aici niște copaci care sunt de natură netăioasă.
nu vreți, nu vreți dumneavoastră pe viitor, în viitorul foarte apropiat, să îi îndepărtați, pentru că îmi blochează calea de acces. Îmi este afectat foarte mult producția din cauza lor. Ne deplasăm foarte repede, imediat ajungem. Chiar e super fucking problematică treaba asta. Ce-o face Marian? Tot supărat. Este o să-l întreb și eu pe Alin. Vecinul Alin. Suntem vecini de râu, ne cunoaștem de ceva vreme. Dumneavoastră ați lăsat la magazin un camion de 2, 3, 14 zile, undeva pe aici, o săptămână, ceva, poate s-a făcut luna. Vreau să verific un raport pe care l-am primit de la un consătean. Trebuie să avem un scris de la Alin că nu e al lui. Că nu el l-a pus. Sau că l-a pus de timp scurt. Hai să vedem ce zice aici. O acuzație trebuie comunicată și ei acuzatului, nu? Ia să vedem. Stânga Micael, dă-o dracu. Nu cădea Micael. Așa, jos, atât. A fost grea asta. Mai în față. Alin, ziceam un camion la magazin, dar unde 2-3 zile, cum se speculează? Cum se speculează? Cu aproximație îmi puteți spune perioada de parcare acolo a acestui camion? Vreau să văd discrepanța de timp. Cum se speculează? Pania asta. Mai activez domeniul creativ de desen sau activez doar o fotografie la moment. Denis, în momentul de față încă mai fac desene, da. Încă mai fac desene, dar m-am trecut foarte mult și pe fotografie. Pe videografie, nu pe fotografie, că acolo este domeniul Micaela. Dar încă mai fac desene, da. Nu pot să zic că mai avansez pe partea de desene. Ce fac acum este să lucrez cu vechi clienți și să rezolv chestii precum iconițe, logo-uri și așa mai departe, în stilul pe care l-am făcut și până acum. N-am mai avansat pe planul ăsta, pentru că n-am interes să continui pe planul ăsta. Adică domnul Marian mai exagerează cumva? De când am urcat în camionul dumneavoastră? Aici vă pot confirma eu în, hai să zicem, 80 de minute. Într-adevăr, este o discrepanță foarte mare. Mulțumesc pentru confirmare, asta vreau să știu. Se întâmplă ceva foarte ciudat. Mă lasă să tai lemnele, să le iau din picioare cu scorpia, dar nu mă lasă să le tai bucăți de pe terenul celălalt, pe dreapta, cum ar fi. Păi e aceeași fermă, nu înțeleg de ce. Da. Aveți nevoie de manualul de utilizare la operatorul de lemne Rodne? Nu, este foarte în regulă. Am tot strictul necesar ca să puteți să-l manevrez, dar o eroare de teren. Puteți să faceți altă grămă? Asta mă ocupa acum să le aranjez ca să vând gros, să iau mai mulți bani. A, ăla de acolo, hai că le ușim tot acolo. Deci dacă te urci, dacă te dai jos și te urci chiar sau ceva, nu știu. Chiar sau ceva, nu știu. Până acum am mers. Nu. Da, dar am luat de pe partea cealaltă acum, de pe partea dreaptă. Cum ar trebui. Păi s-a schimbat? Nu trebuie să iau de pe altă parte. Mie îmi sună încălcarea limitei de înțelegere.
Sigur nu ați intrat pe alt teren? Nu, 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 e tot pe verde. Dacă te uiți pe hartă, acum mă vezi. Pe GPS. Eu te la mare încică, vă mai merge să vindeți. Amendă! Dacă nu ne merge să vindem, sau dacă ne merge să vindem, primim amendă. În ce situație primim amendă? Asta, dincolo de drum, pe partea dreaptă. Aici unde sunt eu, dacă vă puteți uita acum. Nico, îmi poți da puțin părerea ta ca și operator mașinărie lemne? Despre? Despre o situație cu care mă confrunt aici și aș vrea opinia unui al doilea operator. Operator. Dacă se poate să vii un pic, ar fi super. Mulțumesc. Da. Hai să vedem ce zice Nico de tărășinia asta aici, ia să vedem. Așa, ia uitați-vă dumneavoastră aici. Dumneavoastră credeți că este normal așa ceva? Deci în față avem niște copaci, evident, posibili a fi tăiați, dar aici, ia uitați, avem atât de mulți copaci ce nu pot fi luați de scorpie. Este literalmente un perete întreg care încurcă foarte mult deplasarea utilajului pentru a scoate din pădure materialul lemnos mai valoros. Dumneavoastră credeți că e normal așa? Sau ar trebui presat cumva pădurarul să scape de uscăciuni, practic? Sau e un moment oportun pentru testul? Dacă mă uit aici și văd trei oameni împrejurul dumneavoastră ca operator, da, și nimic nu se întâmplă, da, nu mi se pare normal. Aici credeam că o iau pe urma lui Marian și de asta vreau a doua opinie. Nu, e ceva neregulă aici. Lumea nu lucrează, nu-și dă interes. Asta zic. Nu știu dacă se bea suc sau ce Dumnezeului se întâmplă, dar eu stau cu utilajul pornit, motorina se consumă, mai am puțin viață la leduri acolo și abia fac slalom printre copaci ăștia uscați ca să pot să ajung la cei bănoși. Ia veniți un pic în partea asta, ia veniți domnul operator. Dar uitați-vă, domnule, și uitați-vă la domnul ăsta aici, care stă cu drujba în mână și nu face nimica. Observ, deci credeți-mă că m-au scos din lubeniță, deci nu, m-am tot uitat. O freacă la ambreiaj de 10 minute acolo. Da, exact, da. Așa cred este, haideți. V-am dat o primă. Nu știu, am primit cred că ceva. S-au încasat 40.000 și v-am dat chiar 40.500 în loc de 20.500. Păi, acum greșeala se suportă, bineînțeles, adică poate scadeți la următorul salar. Domnul Nico, ia uitați. Asta înseamnă apreciere, utilizator. Ia uitați aici, da, de exemplu, avem o pauză foarte mare de pădură, vedeți treaba asta. Ia uitați, numai copaci, uscați. Da. Uscăcim aici. Pe partea cealaltă, mici și uscați de asemenea. Aici, într-adevăr, sunt cât să zicem, cât să estimăm. Hai să zicem 6 copaci buni, poate de lemn, 6, da, stejari, un și pin. Restul uscăciuni. Restul uscăciuni, uitați-vă pe aici, prin zonă, pe diocosul. Eu mai mult merg decât ai lemne. Deci mie nu mi se pare că domnul pădurar a estimat corect valoarea acestei parcele. Asta, că eram puțin frustrat și vreau a doua opinie. Mulțumesc frumos. Nu, mi se pare că se exagerează cu pădurea și cu leneșitatea asta care nu se lucrează. Păi, ia uitați, doi pădurare aici pe un singur copac. Păi ce facem? Îi dăm o dată și la cap și la coadă. Păi ce facem, domnule? Și ceva. Bă, dar i-am dat și în plus, nu că i-am dat doar cât am zis. Domnul Dadu, vreți să vă restitui banii? Că văd că această greșeală dumneavoastră face subiectul serii. Serii. Nu, mi s-a părut amuzant că pe lângă faptul că v-am dat toată suma, v-am dat și în plus 500, adică în semn de apreciere. Salut, Barbara, am și o întrebare. După ce scot clipurile filmate cu GoPro, văd că am un MP4 și un THM, thumbnail presupun. Ăla se poate șterge, vreau să încerc să fac un montaj video. Mai zici Da. Dacă păstrezi doar MP4, este absolut perfect. Departe gândul de aceste cuvinte. Dar cred că poate confirma și domnul Alin. Există o problemă la acest lemn când îl tai cu drujba. Care oare? Din păcate pentru dumneavoastră, domnule drujbar, nu acceptăm scuze, legend. Am și eu un carnețel. Dețin și eu un carnețel dacă e cineva interesat, cu toate problemele pe care le-am avut pe acest utilaj imens de operare.
Eu zic, probleme cu drujba, mă. La drujba e probleme. Păi eu ce să zic, mă, la asta? Ia uite și tu, cu drujba, mă. Ce cod de recomand? Filmările sunt în 4K, dar dacă fac acest clip, o să am undeva la un 50 de GB și mi se pare prea mult. A, da, nu, nici de cum, nici de cum. H264 și dacă vrei mai mic, H265, codecul și MP4, bineînțeles, dar H265 dacă îl vrei la o dimensiune cât mai mică posibilă. Dar nu asta influențează cel mai mult dimensiunea, ci bitrate-ul la care tu randezi. Dacă folosești un bitrate, dacă e 4K, 30.000 trebuie să fie bitrate-ul, da? Poți să scapi, depinde ce ai în clip și, de, și cu un bitrate mai mic. Deci asta nu merge, din nou sunt amestecate între ele că nu-mi iau copacii. Deci 4K, bitrate 30.000. Și așa vei obține, bine, depinde de lungimea clipului, dar vei obține niște file size-uri decente. Gen câțiva giga, nici de cum, cât ai zis acolo, 50 sau ceva. Ala este bitrate-ul. Cel mai important, nu lăsa programul să-și facă el bitrate-ul automat, pentru că automat o să-ți bage cea mai... Uite problema cu Rodne. O să-ți bage ce crede el, ceea ce e foarte mult. Uite, problema, ați văzut acum pe cameră. Trag de copac și mi-a căzut din braț. Păi ce s-a întâmplat aici? Uite, eu acum să intru pe voce și să le spun oamenilor de problema asta? Păi cum pot să fac asta? Trebuie să-mi o asum. Operator de lemn? Asta este. Operator mașinărie tăietor lemn? Trebuie neapărat să o rezolv eu. N-am ce să fac. Uite. O iau și eu la drujbă că, na, cumva, dacă eu sunt responsabil de utilaj, este și problema mea, nu? Tăiem așa în câteva. Sigur, gat. E problemă. Cam așa. Mă, de la util. Aici e problema de utilaj. N-am avut ce să-i fac. Mai scapă, mai cade. Ce să-i faci? Mai avea ce să-i faci. Mai zici ceva? S-a întrerupt. Da, Nic. Există problema și la tine, domnul Mihai. E la fel ca și la mine. Îl iau, îl tai în braț și nu mai taie. Deci ți-a căzut din braț, am văzut. Da, direct. Da. E ceva, se întâmplă ceva. Marian e la mijloc, cred că. Ne flodează Marian server. Ia că auzi că băieții oricum le strâng. Ca să le punem noi așa. Salutare! Mod pentru boabe de muștar? Cred că pe FS19 cu siguranță este, dar cred că am avut chiar pe... Da, mi se pare că e o hartă cu muștar, dar pe FS22 n-am. Oricum, un request interesant aș putea să-i spun. Barbă, ce prea ai despre drone FPV? Dude, eu le ador. eu m-aș băga maxim pe FPV. Dar, 1500 de euro... E mult. Le ador, ce pot să-ți spun? Me gusta mucho, mi se pare că ai niște lucruri, niște imagini ce pot rezulta din drona FPV foarte, foarte tare. Da, mă, să-i dăm astea. Jos, atât. Cam așa. Poate cine știe, la anul, nu știu, dacă mai suntem pe canalul ăsta și ne merge bine, poate vedem și o dronă FPV pe canal, who knows. La aia trebuie alt număr de operator. Și partea noastră nu poți să zbor chiar așa pe oriunde. Da, e fain, nu? Mi se pare că de-aia, gen, dacă te duci într-o zonă de asta așa super, super interesantă, atunci se merită. Ca să folosim fraza preferată. Ai că da, dacă este. Uite, mă, că ne-a rezistat copacul în braț. Wow, ce tare. Mega tare. O hartă de FS19. Adică, nu-s la curent cu ce mai apărut. Am dat un reset la mașină. Ia uite cine face mariarul, fii tu atent, doamnei! Oh. Hai să mai luăm niște comentarii aici.
și un pic de hidratasion. Bă, ne-a ieșit bine, adică de la zero. Bine că, practic, pe live până acum am făcut 470.000, am cumpărat asta și acum avem 150.000 profit din a o folosi. Din moment ce este un parteneriat pe termen lung, clar o să ne mai vină buget, știi? Acum este prima noapte în care muncim, așa că trebuie să facem impresie la domnul pădurar și trebuie să bag și niște ore în plus acolo, știi ce zic, peste program. Dar de ce urmează, cum avem timp, cum mai venim, mai tem niște lemne și o să vândă doar el. Așa ne-am înțeles. O seară frumoasă, ok. Despădurit, a? Dacă m-am gândit vreodată să folosesc head tracking și să simulez totul din first person, eu așa joc și este demențial de frumos. Dar nu doar că m-am gândit, am și făcut-o. Am făcut-o cu Track ER și de asemenea cu Toby. Am și videoclipuri, am avut și serii în care am folosit treaba asta, dar momentan nu le mai folosesc pentru că atunci când faci un videoclip sau un live, nu este la fel ca atunci când joci. Spre exemplu, o problemă foarte gravă, dacă vrei, na? Foarte enervantă pe care o aveam atunci când foloseam Track ER-ul era că dacă vreau să citesc comentariile, indiferent de unde s-ar afla ele, pot fi pe al doilea ecran deasupra sau pot fi pe un ecran în stânga cum înainte aveam. Și atunci, dacă am Track ER-ul, știi foarte bine că dacă muți capul, atunci s-a mutat și camera din joc. Și sfârșeam prin a avea niște videoclipuri și live-uri în care camera întotdeauna făcea în stânga așa. Uite, uite așa era, gen. Noapte bună. Da, dacă vreau să faină, dacă vreau să noapte bună. Dacă vreau, spre exemplu, să citesc comentariile, oamenii veneau, vedeau pe ecran așa. Da la 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 la. Da la 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 la. A da, da da la 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 la. Da la 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 la. Știi că se mișca tot timpul, era camera așa. Da la 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 la. Da, la, 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 la. Știi? Era foarte înnebunitor, aș putea spune, pentru viori. Cum e la tine FPS-ul și a revenit? Eu am deja aproape de 40. 30 la mine. La mine 30. La mine 32K, poate și asta mă afectează. Mă gândesc. Poate pe server ar fi bine să jucăm și noi Full HD. Clar, ar ajuta un pic mai mult. Și da, la Trumpi ai treabă? La Toby de asemenea. Unde trebuia să mă duc dacă scriam în chat, spre exemplu, se muta camera, știi? Deci am e foarte, foarte diferit față, în urmă ca să-i față de cum ai jucat tu normal jocul. Atunci îi tai, îi fac o grămadă și îi vindem la sfârșit. Ca și chiar și așa sunt surprins de câte ori l-am folosit. L-am folosit foarte, foarte, foarte des atunci când... Că na, l-am încercat în foarte multe jocuri. Am jucat și The Hunter Call of the Wild cu Toby care își citește pupilele, da, unde te uiți. Foarte interesant, foarte interesant. Pentru așa un gameplay, gen, dacă nu faci videoclipuri și live, nu știu, e absolut genial. Cauză, dar eu reveni asupra lor. Subscriu la asta. Le-am scos pe toate. Cum poți intra și tu pe Discord? Linkul este în descriere. Când am de gând să mai vin în România? Nu am de gând să mai vin în România. Probabil o să trebuiască să mai vin. Să dar nu am. Nu am nimic care să mă lege în România. Ăsta. Singurul lucru comun este că vorbesc românește, dar doar atâta. Da, uite, și majoritatea băieților cu care jucăm sunt plecați în afară, ca idee. Haide, măi! De aici merge un pic, nu știu, dubios. Aici cred că se salvează bage ceva, dar cred că s-a salvat aici. Uneori se mai salvează și din cauza asta face așa. Nu știu, mie zona asta mi se pare un pic cam sărăcăcioasă, așa o leacă mie, nu... Uite-te și tu, trebuie să culeg lemnele, sunt lemne nevaloroase, foarte nevaloroase. Să fac bani și mulți. Mai mult ne chinui să mergem să luăm lemnul ăla, dacă nu sunt toate lemnele de astea maxim crescute, e super pănaș perleana. No. Avem ceva interesant aici? Ia să vedem. Seria cu harta Gamsberg. Da, și aia a fost faină. Da, 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 da. Mi-am amintesc foarte multe episoade și a fost o serie foarte longevivă. Aia cu Gamsbergul, da. Să cum un tractor așa pentru 5 minute, cam de descărcat o combina. Oh.
Ce se zice, om, al lui Marian? Că văd că e răutăcios. Domnul Marian, nu trebuie să mă înștiințați de fiecare dată. Am înțeles. Aveți o animozitate creată față de mine pentru acea amendă, dar trebuie să înțelegeți că sunt zile întregi în care paleții dumneavoastră au încălcat regulamentul și de asemenea au creat un lag total, total de nesuportat pe server până astăzi, când probabil i-ați îndepărtat, nu? N-am verificat, dar o să trec la magazin să văd dacă i-ați îndepărtat. Bun, bun, frumos. Așa, da. Mâine facem Farmers Live. În VR? Cred că da, cred că ar fi fain. VR-ul, spre exemplu, nu prea poți să-l redai pe video și pe live, pentru că s-ar mișca în continuu imaginea, așa, îți dai seama, știi? Ar fi ceva rău de tot. Am văzut gameplay-uri cu VR-ul făcute și eu, de exemplu, nu mă pot uita la ele, nu știu dacă voi puteți să vă uitați la ele, pentru că sunt în continuu numai așa, pentru că tremură imaginea, nu știu, e ceva rău. Ceva rău. Da? Sunt o grămadă de posibilități. Dacă vrei să te cufunzi mai mult în experiența jocurilor, sunt și astea cu VR-ul, sunt și trachiarurile, dacă ai utilaje, dacă ai vehicule, chestii de astea. Ești de toate. Uite ce mă încurcă ăla. Uite, nu-l ia nimeni. Mă încurcă ăsta! Domnilor pădurar, poate ați ieși mai rapid dacă ar distruge copacii aia pe care cred că oricum nu luați cine știe ce. Și așa i-ați elimina mult mai repede și mi-ați permite mie să iau copacii care se vând într-adevăr bine. Eu am încercat și nu pot să distrug, decât pe aia mici. Face flash la drujbă. Face flash. Gen tremură în toate părțile și nu se întâmplă nimic. Mie merge. Dacă reușește Alin. Mi se pare că cu un reloc se rezolvă ea. Deci mie văd că merge. Sau? Nu merge nici mie. Nu merge nici mie, fii atent. Nope, și mie tot flash îmi face. Vezi, alt mod care, el funcționează foarte bine pe multiplayer și funcționează foarte bine pe single player. Dar nu funcționează deloc bine pe multiplayer, pe server dedicat, care e total diferit. Eu dacă folosesc, ce zice Mariana aici, și apropo vecinilor, eu dacă folosesc un subsoiler, pot să unesc două terenuri? Terenurile se pot uni doar dacă nu există un drum public între ele. Alea trebuie să-l dețină. Seara bună, Adrian! Che pasa, ombre? Cu subsoiler nu se poate. Hai de aici. Nu se înțelege, Marian, bă, nu stă și el locul lui, bă, băiatule, bă. Mă, ce l-o durea, mă, cu unirea terenului, mă, că sunt atât de mari terenurile. Nu vrea, mă, vrea tot timpul să schimbe, nu-i convine, are... Deci orice, bă, orice, dar nu să jucăm jocul, gen, nu cu regulile jocului, știi? Ellerbach. Nu mi-o amintesc. Dacă e pentru FS22, nu cred că am încercat-o. Aici cred că am 3 copaci, nici nu știu dacă ăștia-s buni. Yeah. Ceva rău. Ce-ai muncit? Ai venit târziu. 12. Asta că nu ești pe alt time zone. Bă, dar chiar că te-ai ceasul, mamă, e 11. Trebuie să editez. În noaptea asta avem de treabă. Facem noi treabă la pădure, dar nu putem să facem foarte multă. Și când mă gândesc ieri că aveam un plan să încărcăm două persoane cu front loader-ul.
Da, mă, sunt prea mulți copaci, mă, aici, dă-și cea nasol. Uite-te, sunt trei copaci pe care nu pot fi luați cu asta. Aici, din nou, ia uite câți copaci sunt. Mă, tăi, eu nu înțeleg ce fac băieții ăștia. Uite-te și tu, uite-te, stă să uită la copac. Ăsta se uită pe Netflix, mă. A, dar ce, v-am speriat? Aici m-am speriat. Te-ai speriat? Ia să vedem ce face Dadu aici de nu dă copacul ăsta jos. Ia să vedem. Mai. Ia, plasează acolo, ia. Mă, dar ce se mișcă, mă, așa încet? Uite și tu, o pădurar cu tenis fosforoșenți. Uite și tu, verde fosforoșent, dacă se poate așa ceva. Nu mai e, bă, respectul de odinioară, bă, când era pădurarul cu pistolul în teacă și cu pușca pe spinare. Acum, ia uite, vestă, Doamne, ca să-l vedem. Ia uite, și cu tichie de chinez plecat, de japonez și chinez plecat în vacanță, ia uite și tu. Nici nu știu cum se zice asta, asta e antifemei. Nu știu, e anti-pussy hat, nu știu cum se numește. Ceva de genul. Nu mai văd ce a fost. Ia, cât îi ia domnului din față să taie acest copac, care trebuie să fie instant. Ia să vedem. Colegul operator, parcă la dumneavoastră nu se prea mișcă treaba acolo, nu știu ce să... Domnul Nico nu se mișcă deloc, nici măcar nu sunt în utilaj acum. Mă uit la băieții mei, știți problema de mai devreme, da? Da, la aia mă refer și eu, da. Deci, eu ce să... Ați văzut și dumneavoastră cu ochii dumneavoastră, că păream eu nebun. Mă luam de mână cu Marian. Ia uite, cu masa într-o parte aici. Supărat, să uită în zare, uite. Unde s-o uita, mă? Ia să vedem. Ce-o vedea, mă, autorul? Unde s-o uita el în va? Ce-o vedea, mă, copacul ăsta? Ia uite, cât ia domnului Trump să dea joc și sunt copac. Ia să ne uităm să vedem, ia. Domnule, zici că își măsoară înălțimea, jur, pe viață. Uite-te și, uitați-vă și, uite. Păi ce-a fost, mă, asta? Doamne, nimic și cumat. În loc să-mi eliberezi, deci ca să vedeți și logică, în loc să-i eliberezi omului cu mașinăria, drumul, ca să poată să tai în continuare și după aia în urma lui tu iei lemnele, le organizezi și le vinzi, oamenii mei, ia uite, ei trebuie să culeagă tot din jur, mă, în loc să-mi faciliteze mie transportul. Nu s-a mai văzut așa ceva, eu n-am mai lucrat cu așa oameni neprofesioniști niciodată. Niciodată. E ceva dă speriat. Păi lasă-mă flash-ul. Dă-i cu copacul jos și după aia îl bagă Dadu pe vânzare. Dă-i cu el, ce să mai. Flash-ul ți-apare doar când încerci să-i faci să-i dispară. Este Gixer, este. Păi ești acoperit, ia uite, ești acoperit de corona copacilor. Nici din dronă șeful nu te vede. Îți permis să faci de toate. Bine că n-am femei pe aici, că cine știe ce Dumnezeului, nu mai tăiam noi niciun copac pe aici. Ia uite. Îți dai seama ce dezmăț ar fi fost aici, ce gomora ar fi executat angajații aici. Da. În Franța ca să dorm, dar termin târziu, dude. Înseamnă că ești tu tot 11, dar holy fuck, târziu. Dacă Alin e cu noi în contract, nu este cu noi în contract, nu. Alin nu vrea să fie cu noi în contract. El e pe sistemul ăla, bă, lăsă, că nu semnezi nimica. Nu semnează condica, nu semnează contractul. Alin e supraveghetor în mare parte și ajutător la rădăcini, câte am înțeles acum. Pare, mi se. Doar că e pro bono, nu înțeleg. Cred posibil să fie asociat cu vreun ONG... Nu știm multe informații pentru că nu ni se comunică multe informații. Ferma UTB nu mai există, a fost înlocuită cu această serie multiplayer pe care o vedem acum. Dar curios, când era ferma UTB, vizualizări nu erau. Și acum se cere ferma UTB, cum se poate așa ceva? No, în ferma UTB am făcut tot ce trebuia să facem, adică am făcut o fermă... Iar că avem fermă UTB de pe Krasilnovka, parcă se numea dacă nu mă înșel, și după aia am portat-o pe
harta din premium extension. Și după aia am făcut și ferma de la zero, fermă cu de toate, fermă prosperă, pădure custom, lucrat cu legume peste legume, deci acolo s-a împlinit tot scopul agricol care a existat. Așa că mai trebuie și altceva, că după aia dăm în nebunie dacă facem același lucru în continuu. Asta este practic definiția nebuniei. Nu mai chinui să le fac mobilă, că eu am văzut că ei oricum modifică și îl mută și se aduc de colo-colo, așa că o să le fac mici mobiluțe, că văd că nu contează pentru dumnealor. Salutare, Cătă! Măi, tot nu mă abțin și vreau să le aranjez așa un pic. Dar asta nu e, ci drept e și o, e o bucată de pădure foarte, foarte slab. Pe lemne bune. Ia uite. E... Mă rog, și în panta asta, dar are foarte, foarte multe lemne de astea uscate, știi? Salut, sunt începător și nu înțeleg cum să fac să plantez viță de struguri. Ah, te rezolv eu că și așa băieții mei se mișcă în reluare aici. Da, e dubios că eu mi-am cam luat țeapă cu bucata mea de pădure. Mi se pare incredibil ca din pădurea mea să nu scot atâția bani cât s-a scos din patru rânduri de la Adi. Păi da, asta Dani, zic. Poate vrei să mă relochez în altă zonă unde crezi de cuvință că scoate mai mult. Unde consider că e și interesul tău și al meu. Păi eu pădurea o am la dispoziție, partea mea putem să o tăiem pe toată într-o săptămână, două, n-am treabă. Bun, atunci merg mai în față să studiez un picuț, să văd dacă e material lemnos mai bun, da, și ne relocăm. Deci iau de la Nicu, așa ca o idee, am luat de 3 ori la rând 35, 35, 50 de mii. Deci de la tine 25 de mii și o singură dată am luat 39 de mii atunci când ți-am dat eu toți banii, în loc să-i calculez. Dar păi uite-te, uite-te, uite-te cu ochiul, uite-te cu ochiul. Că poate te întreb de ce, dar uite-te cu ochiul. Cu ochiul ce vezi? Vezi un copac mare crescut? Foarte. Deci da, găsești un copac mare crescut și alți 30 pe lângă mici, medii și alții care nu pot fi luați de scorpie. Asta zic, e cam țeapă pădurea mea. Pe partea asta este, da. Trebuie să vedem un pic mai în față, dacă e la fel. Deci cât timp nu treci de drum în dreapta, toată ea mea cât să lasă în spate. Dacă găsești altceva, doamne, nu știu. Avem așa, la viță de vie nu trebuie să plantezi cu semănătoare. Că Dani are și mare și frumoasă. Și mare și frumoasă, da. Și bună. Trebuie să te duci la plasabile, la constructions. Știu că e puțin dubios, dar na, asta trebuie să facem aici, da? Stai să văd unde era. Deci avem așa, production, deci la production, după care orchards, adică livezi, și aici ai viță de vie și a, eu ai de asemenea măslin. Aici putem să trecem de dai un click, am greșit după eu. Aia tragi aici deja mouse-ul se întinde și la să mine. Ți se pună. Pe, pentru, bineînțeles, lungime nu mare de viță de vie o să te coste, o să te taxeze un picuț mai mult decât pentru lungime mică, așa că... De asemenea, trebuie să ții cont să spui rândurile de viță de vie cu un spațiu suficient între ele în care să bagi un tractor. Sugerez maxim DLC-ul Antonio Cararo pentru treaba asta, pentru că are tractoare foarte înguste. Aici e un drum, dar nu știu sigur dacă putem intra. Aici nu intrăm. Hai să vedem la 145 în față, că aici e sărăcie Lucie. Aici, de asemenea, dubios rău de tot. Deci, la intersecția asta de unde sunt eu acum și cu trumpii, e tot... Ce vezi de jur împrejurirea mea? Domnul Părărar. Ce parte asta trebuie să mă duc? Ați primit banii, da? La, da, 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 la magazinul de reduceri. A, am ieșit, am ieșit, am ieșit, am ieșit. Dacă vă uitați, chiar dați în dreapta, este un trăgaci de lemne la ofertă, 12% reducere, dacă vă interesează. Ar fi bun ca să nu mai închiriez eu. Că eu de obicei închiriam ăsta și poate mai vin pe aici prin pădure. Da. Un trăgaș de lemne destul de bun. Uite, cred că am vândut Cătălin remorci. Știu că ieri avea mai multe remorci. Deci de la drumul ăsta încerc să-mi dau seama de margine. Da, în stânga. Când am remorcile. Nu e excelent nici aici, știi? Dar parcă e un pic mai mult material lemnos. Credeam că sunt de la tine, că le-ai vândut tu. Da, cred că e mult mai bine aici.
Pădurarul Dadu. Mă regăsesc într-o locație unde cred că există mai mult material lemnos crescut la maxim, astfel că vom avea și profituri mai mari. Dacă vrei să o inspectezi sau mut direct aici utilajul cum dorești. Exact unde te afli pe harta acum te referi, nu? Da, da. Da, vezi în spatele tot că acolo iar intrăm pe teren minat și avem scandal cu Nico. Da, da, am vorbit. Da, mai da, devreme și aici e bine. Acolo și să le vând. Deci dacă mă uit aici... Dacă vrei să te uiți la reduceri, e ceva ce probabil te-ar interesa. E așa pe mărime, pe opulență. Punct acolo. Și e și preț bun. Este într-adevăr, dar nu mi-l permit. Nu mi-l permit. Salariul de primar, să știi că după ce ai 7 case, nu mai e atât de mare. Deci trebuie să o luăm în față pe aici. Mamă, cât am de mers. Poate n-ar fi rău, dar nu e. Uite, vezi, pe aici e un pic de pauză, dar acolo chiar era un pic mai mult lemn. Uite, și aici e un pic de mai mult lemn. Astea sunt înghesuite, dar după aia dai de mai multe de alea mici, uite. Ceva rău. Vezi? Deci, după ce am executat inspecția, constatat că nu e ce trebuie. Da, 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 se lucrează la 8-a, dar 8-a nu este aici, este în Thailanda. Nu o numesc casă, e mai mult așa, un fel de bungalow. Viloaie. A, nu, stați zici că nu sunt pe opulență, nu, e mai mult un bungalow. Da, da. Dacă și dumneavoastră, dacă și dumneavoastră, domnule Marian, munciți și învățați și vă și aduceți aminte, puteți să ajungeți și dumneavoastră la același număr de case. Că nu este greu. M-a spus cineva, muncă, muncă și iar muncă. Foarte repeteți. Și de asemenea, dacă vrei și sfatul unui pasionat de imobiliare, location. 3500, au ce a fost asta, mă? 3500. Ce e asta, mă? Salutare, Liviu! Da, am primit asta de cafea. Sau asta a fost pentru ceva... Nu, ăștia au fost că am găsit niște surcele și le-am vândut și pe le-a căutat sunt de ele. Da, 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 haideți că... Dar înainte ați primit vreo 14.000. Da, 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 am primit, confirm. O să îndreptăm și veniturile, cu siguranță, pentru că nu mi se pare corect. Efortul nu este în direct proporționat cu calitatea pădurii. Domnule Marian, viața de nomad digital nu este una rușinoasă. Eu unul nu consider așa. Fiecare... se mulțumește cu o anumită cantitate. Unii cu mai puțin, alții cu mai mult. Exact. Este de apreciat. Asta zic. Mai rezolvam cu vița de vie, spune. O mini camionetă UTB electrică. Mamă, n-am auzit combinația asta de cuvinte niciodată. Mini camionetă UTB electrică. Păi nu-ți cucit-o acum, mamă. Cum vine asta, mă? Vlad, salutare, Vlad! Vlad, ai văzut, am pus mâna pe fată. Am dat-o pe spate, l-am dat și pe băiatul ăla la o parte. Gata, am ajuns aici, ia să vedem. Pac. Bă, suntem bine, da? Să n-avem probleme. Deci ăsta este drumul. Eu mă văd bine, sunt într-adevăr un pic pe limită, dar nu mult. Ia stai să văd unde era treaba. Aici sunt din nou mai micuți, aici era. Și intru și am păștea mari. Proiectul acasă îți face domnul Dadu? Păi... Asta este... Hai că transparență dacă e, vezi? Marian nu prea este pe sinceritate ca de obicei. Domnul Marian, dacă aveți nevoie de un împrumut, de bani, bineînțeles, să vă terminați casa, să-mi spuneți și cred că pot face ceva în direcția asta.
Să știți că costă aproximativ 3000 de lei o operație de fiere și de obicei asta este cauzată de invidie. Că e video. Am zis Marian, adică clar, da. Bă, da, combina urmește. Vreau combina aia maxim. Arată foarte bine. Super... super complexă. Nici nu știam de ce asta cu combina mai luat pe... prin, like, prin surprindere. Nu credeam că există așa ceva. Mi se pare și acum ceva prea complex pentru Farmers Life. Vin să te ajut cu niște copaci strâmb și rădăcini înaintea ta. Eu nu sunt deloc invidios. Eu mă bucur pentru că aveți 7 case și a 8-a e în construcții. Ok, super. S-a dus în spate, dacă ai nevoie de ajutor. Am vândut acolo la Nico. I-am mai tăiat câteva rădăcini în spate. Și acum mă duc la Mihai, că văd că e băgat în mijloc și are nevoie. Sunt eu aici, tai o rădăcină. Am să mișcă un pic așa mai repede. Da, let's mai go, baby, let's go! Okay. Rupem un pic aici să facem bănișorul, hai! 167. Genial. Noapte bună! Hai să vedem, îl mai scotem și pe ăsta din față. Opa! Ia-l mă și pe ăsta. O ce arunc cu ele, ia! Atât. Bun, și avem în față vreo două. Dacă trumpe mă ajută aici ca să mă pot deplasa cum trebuie. Ia, mă. Ia zi, ăsta e de jur împrejur sau doar în față cum înaintezi tu? De jur împrejur. Și îi dau tare. Îi dăm tare, tata, let's go! Ia uite. Aș vrea să aibă... Trebuie să băgăm un tăietor ceva, o combină de-asta de lemn, automată. Aveam un John Deere care tăia în continuu și nu trebuia să mai apăsă de fiecare dată. Pur și simplu tăia o dată și după aceea se facea din 8 în 8 metri în situația noastră. Era foarte tare. Hai mă, hai mă! Hai mă! Ia uite-te tu, drăceală! Ia! Nu mă ștrumpi! Că încerc și nu merge tot timpul cum sare de pe... Dau click foarte repede. Dificil asta. A, nu, credem că faci treaba cu altul. Gata mă, tai lemnul înainte să ajung aici și nu-l mai aranjez. Facem doar mobiluță. Și aia a fost. Că am văzut că e tot așa o strâng de n-ai văzut. Poze pe Discord? Ok. Urmează, o facem de încolo. Sigur că da. Vreau să-mi iau și un teren special și să-l fac de agriculturation. Hai să ne băgăm și pe partea asta. Trebuie ăla care ați adus în discuție taie și restul de copaci? Sau avem aceeași problemă cu copacii? Ce resturi? Nu știu ce resturi. Resturi? Ăștia copacii nu pot fi... Ăștia sunt alt tip de copaci. Deci ca și secoia nu pot fi tăiați, never ever. De niciun băiat de ăsta. Uite-și. De ce? Pentru că n-au tulpina dreaptă și atunci când, uite-l, taie drăcia aia, capătul, trebuie să-l... ca pe o bandă rulantă, știi? Îl trage prinăuntru dinților ălora și dacă copacul e așa, n-are cum. Așa că... nu vei găsi o mașinărie să funcționeze pentru copacii strâmbi. Asta merită vândut sau... Din păcate că și-o mai fi dorit să meargă cumva. Ăsta de la mine. Ăla din față îl văd acolo, am doi. Ăsta merită dispărut, deci nu e nimic pe el. E 102, n-ai nici atât. Ia fă-mi o demonstrație, cum îl dispar pe repede? A, mă, că ne mișcă, mi-o tătești tu. Dispărut? Da. Cum le arunc, bă, băiatule, bă!
Asta este, tati. Bun, și acum, fii atent, mai avem în stânga ceva? Nu mai avem, sunt, uite, toți copacii pe care vedeți în stânga sunt doar pentru băieți. Dar văd vreo 3 uzabili. Și atunci o să iau așa. Uite așa. O să-i pun un pic pe el la treabă să strângă copacii dintre alții, dar n-am ce să fac. Hai. Mamă, cum se urcă la etaj? Atât. Trebuie să fac mișcări finuțe. Of, și nu mă las. Uitați-vă și voi cât de bine îl am pus. Ceva de speriat. Era fix luat în dinți, îmbrățișat, adică... De filmare de la distanță, așa frumos. Pot să fac piatra să dispară. Yep. Dar de ce îi faci asta? Când poți să faci niște copaci să dispară, care ne și încurcă de asemenea. Ăsta trebuie să-l ocolesc printre copaci, nu știu ce să-i fac. Hai să-l dăm așa. Îl înghesui un pic pe lângă mine, vezi? Uite așa. No! Mi-a scăpat! În ceapa măsii. Nu sunt condiții. Aia este problema. O turbină? A, n-ar fi, n-ar fi rău, într-adevăr. Dar la banii noștri în ce să investezi mai întâi, știi? Da. Aici e belele. Au de aici doi buni. Stai. A rămas? A rămas. Da, da. Numai că trebuie să organizăm pe weekend ca să avem și oameni. Avem vreo 6 oameni, cred, undeva pe aici. Da, da. Pentru că, na, toți suntem adulți și avem serviciu. E aproape imposibil să ne regăsim atâția în cursul săptămânii. Asta este beleaua. Probabil facem weekendul ăsta. Să vedem dacă decurge cum trebuie. Că acolo, na, trebuie să și respecti niște lucruri. Altceva când tai și o lemn prețios, un lemn crescut la maxim, altă viață. Wow, nu văd nimic aici. Poate ar fi bine să-i punem doar pe față? Na, 360, let's go. Oho, fata chill. Aute, că s-a blocat. Să luăm așa. S-a blocat tot. Oh, în sfârșit. Jesus, cred că s-a salvat jocul sau ceva și în timpul ăsta ne-a dat, ne-a dat un blocaj și mă gândesc, da. Mersi, Manuel. Avem spor, dude. Noroc de lemne mari nu prea sunt, dar așa cu sporul stăm bine.
Bun, ce să ne băgăm pe dreapta acum? Altă viață, mă, altă viață. Asta nu trebuie, adică e nici poți. Petri, ce zici, Petri? Te gusta? Vechile mimuri, bă. Dar chiar, e cineva de aici, fan Ninegag, care utilizează... Nică, ești bine, ai nevoie zilnic de ceva? De o vânzare ar fi bine. Imediat, imediat să termin aici cu șeful și vin imediat. Mie în curând o să se termine tura. Ar fi bine să facem vânzare. Tura de muncă? Gata, vin acum. Uite, ce frumos am și eu. Sare și... Pe aici. E mai răcoros, adie vântul. Ia uite și tu ce e pe acolo. Așa, da. Lemne, bă! Tăiem și noi lemne. Păcat că s-a renunțat la ideea de a trage lemnele. Era fain. De data am scăpat de flash, la drujba, am schimbat setările la Lumberjack și acum nu mai dă flash. Oh, ce setări? Nu mai e ce trupe cum a făcut. Nică ai primit banii? Da, mulțumesc, da. Mamă, tu primești bani din două părți. Asta înseamnă să fii afacerist. Bogdan, câte ore ai până acum? De când ai lucrat renurile? Erau pe distanță full Mihai și le-am dat pe minimul ăla normal. Și acum nu mai face flash. Distanță full? În jur de două. Ce-a făcut? Și cam cât mai ai? Te duci până în 3 ore? Mă, ce Dumnezeule, cu am îmbrățișat chat aici. Ia să vedeți cât facem acum, facem clar 200.000. Nu se poate altfel. Nu pot dura, mai aveți aici niște lemne nevândute. Unde, unde? Aici, aici. Ba, pe alea cred că le-am împins de la Mihai, l-am împins trumpii. Aici? Prea departe. Păi eu i-am zis, dar... E bine așa, Bogdan. Păi, ce românească a fost asta, trăiți iar. Eu i-am zis, da, ci si, păci. Dacă așa e el. Super românească pe asta, deci o au și pe la orice serviciu ever. Eu i-am zis, da. Aplicație. Cât ai trecut și livrezi restul. Ok, rezolvam noi problema. Bun, am plecat seara faină spot. Noapte bună. Pa, pa. Și Nico, vin mâine și îți livrez semănătarea. Nu e nicio problemă. Unde vă zicem de? Bă, n-aș rămâne de ator la acolo. Dănuțule, salutare, Dănuțule! După tine, Dadu-mi dă țeapa, are 500.000 în cont? Păi ia, uite-te un pic, te rog, atunci când va vinde lemnele de la mine de aici și spune dacă îmi dă și mie jumătate sau îmi dă mai puțin. Ca să vedem dacă îmi dă țeapă sau nu, pentru că și eu îl bănui să știi că îmi dă țeapă. Și oricum e cunoscut ca fiind o persoană de o încredere îndoielnică. Deci îi poți comunica asta pe live-ul lui dacă dorești. Deci tu nu o să mai tăi lemne, poți să rămân direct cu domn primar, da? Da, da, da. Am ieșit din tură. Salutare, Roma!
Ba, am avut un coleg la liceu numit Roma, era Dita mai Matahala. Ai timp, mai am câteva... Tot cred că Alex îl chema și pe el, Roma. Poate tot la pădure, poate nu. Da, dole, cum îl chema pe Roma? Roma și mai cum, fostul coleg de la liceu. Cristi, Cristi Bolan. Cristi, a, nu era Alex, era Cristi. Nu trebuie să zic tot numele, nu? Am greșit. Ba da, ba da, ba da, ai de aici ce lucrează acum? Vrei să spun pe live? Da, 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 șofer de camion sau ceva similar, corect? Nu știu exact acum, acum știu cu ce se ocupa până acum, până în 2018, că m-am întâlnit eu, că e în 2019. Da, da, te rog, zi pe eu direct. Nu pot. Zic că știu că mi-a spus Tiță când m-am vorbit cu el. Dar te urmărește, nu te urmărește pe YouTube, nu? Adică nu aveți de nu te știe. No, nici nu știe okay. Ce fac, nu. Se ocupa clasic românește, era o echipă de câteva persoane. Am înțeles că și tatălui Dumnezeu să-l odihnească și furau. Și a avut bani în vreo 5 țări, când m-am întâlnit eu cu el în 2019, era supărat că nu mai poate să se întoarcă în anumite țări unde să obișnuiese să trăiască. Păi și ce furau? Furau din magazine sau chestii de astea? Sau la ce nivel furau? Furau mașini, furau din magazine, vâneau din portofele sau ce? Din magazine, chestii electronice, telefoane, orice. Și mâncare se fură, nu știu exact ce fura, dar nu fura mașini, nu, fura din magazine. Păi și de ce ai fost reticent să vorbești pe live? Adică și dacă vede care-i problema? Ai o legătură cu el? Nu am vorbit de din 2018 și atunci ne-am văzut din greșeală la coadă, la covrigi, acolo nu numai. M-am dus la niște covrigi. Dadu covrigaru. Fura covrigi? Nu, era la magazin acolo cu tatălui, înainte să se întâmple așa. Și mi-a zis că e supărat că s-a obișnuit în anumite țări și nu mai poate să se întoarcă și acum nu știe ce să facă, că în România n-are ce să facă, că se moare de foame, citez, și că ar vrea să se ducă într-o altă țară, dar nu știe unde. Și ulterior, parcă știu că îl văzusem cu mașină cu numere de Germania, parcă posta pe Facebook. Germania sau Olanda, nu sunt sigur. Dar asta știu că făcea, nu știu acum ce face pe șofereală, nu știu asta. Știam la un moment dat că a fost șofer, dar nu, dacă cred că era în drum spre vreun magazin. Asta cred că a fost singura șofer reală. Că după ce s-a întâmplat evenimentul ăla nefericit cu tatălui, din câte știu, probabil l-a luat calea dreaptă, cine știe, s-o fi arătat Iisus. Da, da, a luat-o pe dreapta, pe magazinele din dreapta. Și o fi, cine știe. Știi că oamenii se mai schimbă, își mai schimbă părerile, își mai schimbă obiceiurile, poate. Și apropo de mituri, ala e un mit. Oamenii se schimbă. Oamenii se schimbă doar de haine. Sunt cu calculatorul în mână, vând toate grămezile, mi le pun pe calculator și pe urmă împar la doi, ca să nu împar fiecare bucată. Bun, eu am oameni pe live-ul tău, ca idee. Da, dar nu, că nu s-a întâmplat nici chiar. Adică am om. Pe Marian? Nu cred că se bazează pe el. Nu cred că știe Marian cât o să ia Dadu pe lemnele vândute mâine. Poate afla de la încercare. Da, bă, deci știam un Roma, dar nu e... Mai bine nu. Mai bine nu știam un Roma. Are și YouTube Premium, ca să știu că poți să-l bombardești să nu vadă cum vând acum. Bă, asta nu știu. Ce rău a ajuns, mă. Colegul ăsta de la liceu, ăsta Roma, era băiat bun, adică nu... Era un băiat foarte mișto, în sensul că, bine, era golan, da? Că am mai avut câțiva golani. Dadu, încerca și el un pic pe acolo să fie unul dintre ei, dar nu ieșea foarte bine. Dar am avut tipul ăsta care era golan, adică se vedea că nu, like, se spăla rar, nu știa lucruri. Și de data asta pare să fie o sumă destul de mare față de ce luam până acum. Acum chiar eu sumă bună. Asta este, vezi? Location, 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 ce am zis și mai devreme. Mă intriga cum de la Nico o scot mai mulți bani ca de la tine când... Să fi fost vorba și de producție? Păi, producție, desigur. Asta a fost.
Că aveai de unde să aveai de unde să tai. Exact. Eu până cocoleam de mă lua dracu, știi? De la producție, asta e singura chestie, producție și lemnele mari tăiate. Aici am lemne full, am copaș full. Da, acolo aveam medii mici și ai văzut, știi, era unul full așa la 200 de metri. Da, era belau. Acum, uite, ăsta e intrig. Da, tu să-ți schimbi și tu pixetările Lumberjack acolo, că nu s-o mai facă flash, acum ta e bine. Da, mă, și tipul ăsta Roma era fain, adică nu... Cu 5 minute înainte să ieși ca să-ți facă... Spre deosebire de alții, pe ăsta chiar nu l-aveam ca și, cum să zic, personaj negativ. În sensul că am și jucat Counter-Strike cu el, îmi plăcea Counter-Strike, am avut save, să le pui toate înapoi. Eu am avut server 1.6 de Counter, de Counter când era atunci. Am pus pe toate pe și dacă te apropii de copac. Jucam cu noi după server, știi, adică era pe grupul nostru. Și era foarte fain el ca om, că era glumeț. Știi, era unde ăsta, easy going, glumeț. N-aș fi crezut niciodată că se dă seama că se bagă pe furat, dar nici nu mă miră totodată, că știu nivelul. Da, păcat, avea niște mâini foarte mari, din câte mi-amintesc, era un băiat imens, înalt, mâini foarte mari, adică ar fi fost bun de muncă. Domnul Pădurar, tot pe procentaje calculăm? Da, mă uit dacă mai sunt grămezi. Aha. Sunt 109 până acum, 109,7, 110.000 s-a făcut. Frumos. 110.000, da. Așa, da. Am luat bine acum, am luat 44 cu 20 cu 20, adică au fost grămezi. Așa ziceți voi că mi-o întoarce pe aia cu rezervoarele? Păi da, nu contează cât are în cont. Poate să aibă și 1.000.000 în cont. Eu n-am început de la zero amândoi. Eu am început practic de la 470.000 în cont, dar am dat 470.000 pe acest rotne. Pe mine mă interesează când ia, dacă el dă jumătate. Asta este înțelegerea, că el se dea jumătate din fiecare movilă de-a mea, dar țineți cont că el ia și pe înțelegerea cu Nico, el ia de la 2 operatori de rodne. El nu ia bani doar de la mine. Așa că nu-l acuzăm pe Dadu, pentru că nu e de acuzat. S-a dat și tu tips, că ați muncit mai mult. 65.500. Mulțumesc. Vezi, 65.500, pare că cam așa ieși de aici, știi? Împărțeala era de 123, adică 61 jumate de căciulă și ați văzut, au venit mai mulți. Deci, ăștia sunt făcuți pe... că și el muncește, că... na, bine, nu mult, dar muncește și el. Practic trebuie să se ducă să strângă lemnele, să le vândă, să calculeze procentajul, să se ducă la amândoi să vândă lemnele. Eu dacă trebuia să vând lemnele, trebuia să mă dau jos din ăsta, trebuia să organizez un pic, să le aranjez pasea, să pun punct de vânzare, pac, iar urcă, știi? Mă întrerupeam făcând treaba asta, plus că mai taie și niște lemne pe aici pe acolo, după care, Dadu, mai departe trebuie să mai dai și din procentajul ăsta, probabil mai dai și lui Trumpe câte ceva, deci... Spor la treabă în continuare. Seara faină. Noapte bună. Ceau, Nico. Noapte bună. A făcut Nico al meu bani și de la Blue și de la mine. Și acum pleacă, nu? Nu, dar la banii și a plecat, bă, băiatule. În două locuri. Da. Bun, păi și merită că a făcut treabă bună. Dar ți a dat partea ta pentru tutorial, că l-ai învățat cum să le aranjeze. Eu nu le-am văzut după aia aranjate, deci nu cred că a pus și în practică. Nu, asta recunosc, n-am pus în practică. Considerăm că n-a înțeles. Inițial era un rol, adică era un cum se numește, mă, un... aoleu și vai de mine. Aveam un motiv pentru care să...
Le aranjăm pentru că noi așa ne-am înțeles de prima dată și anume să vină cu tractoarele și să dea cu spatele, să cupleze cablurile și cu acel... La Lamborghini, da? Așa. Colții aia doi. Da, da. Și să ia fiecare vreo, hai să zicem, 6 lemne sau câte permitea tractorul, care are o limită de 8 tone. Și după aia să vândă, să se ducă la un punct de vânzare. Dar după aia am constatat că noi tăiem mult prea repede pentru ei și nu puteau ține pasul. În situația asta am zis că, bă, nu mai... Na, acum nu mai are rost nici să le aranjăm, din moment ce ei după aia le iau cu mâna și le strâng într-o movilă mare, știi? Aia a fost treaba. Mi-așa mi-ar fi plăcut cel mai mult. Să am toate lemnele aranjate, să fie super ok. Mamă, și la durație o secundă. Păi da, dar e super ok, adică eu cred că e în regulă. Păi eu am... Deci eu am plecat de la 0 și am 233.000. Și el dacă a luat 250.000 sau cred că de la Nico a luat mult mai mult, hai să zicem că a luat un 300 de la Nico, 233 de la mine, că asta ar fi 500 și ceva. Deci îi dă foarte bine fix cât are el. Da, mi se pare că ăia sunt banii. Uite, domnul Pădurar, aveți hater. Hateri. Aveți aici răutăcioși la mine care spun că dumneavoastră ați cam manevra plicurile, dar eu am făcut o socoteală și nu este adevărat. Chiar ați fost cinstit. Nu. Vă felicit nu. Pentru treaba asta. Ca să fiu sincer să vă zic că am ținut-o ca să testez apele. Am făcut o glumă intenționată ca să văd când se dă de gol băiatul pus să tragă cu ureche. Ia uzi. Deci după ce v-am dat cu 5.000 în plus, am găsit două lemne, le-am vândut, am luat pe ele 2.300, dar mi-am notat pe telefon și pot să fac dovadă, am telefonul în mână, că am luat 2.300 pe ele și eu am exclamat că i-am dat 5.000 tips și uite că îmi recuperai deja 2.500. Dar a fost de test ca să văd când sare, când ne rupe vulcanul, când se dă de gol. Da, astea sunt acuzații mici. Domnul v-a acuzat de jumătate de milion. Eu calculând, așa ar trebui să aveți jumătate de la mine, jumătate de la Nico, adică un 500 și ceva de mii, undeva pe acolo. Nu, de la Nico am avut chiar 70%, că l-a lucrat pe 30%. Acolo a fost mai mare. Ce vorbim? Exact, deci... Nici măcar cu virgulă nu dă bine. Și de la Nico am avut 70%. Bani care, evident, îl plătesc pe trumpi și pe proprietarul terenului. Deci suma pe care mare afacere. O vezi la mine va scădea drastic. Mare afacere. Dar curios? Eu am făcut-o nu pentru bani, ci pentru prietenie, să leg niște legături aici. Însă. Zise el cu jumătate de milion. Sunt eu curios. Domnul primar, muncă. A, deci că ne domnim, dar mai lăsați-o dracu, știm un pic așa. Ia spuneți, cu trumpii cum ce procentaj ați negociat? Nu, dacă se poate. În funcție de suma finală, o să văd cât pot să-mi rup de la gură. Am și o copie. Își rupe de la gură, mă. Ei, dar pomistie, mă. La jumătate de milion își mai rupe. Ca și Alin. Fuge repede la somnic și... Deci... Uite. Nu s-au înțeles pe nimic? Nu înțeleg. Cum să nu se înțeleagă pe nimic? Dubios? Să nu te înțelegi pe nimica? Da. Nu știu, asta e singura glumiță pe care am făcut-o special ca să văd dacă... Nico, acum cam, uite, o să închid aici recepția cu domnul Pădurar. Acum, dacă există vreo seară, poate, în care n-ai somn, eu te aștept aici pe operare și putem testa noi zone ale pădurii, să vedem unde am avea un material lemnos mai de calitate. Astfel putem să tăiem noi o bucățică, că sunt sigur că domnul primar nu s-ar supăra pentru că este în favoarea dumnealui. Și astfel putem tăia noi și strânge câțiva copăcei să vedem cam cu cât s-ar vinde. Astfel putem să-i comunicăm după, bineînțeles, censusul făcut de noi. Adică o statistică unde este zona mai bogată. Dar de curiozitate, ce acuze? Cum spuneam, cu siguranță, nu ar fi o problemă cu domnul primar, pentru că nu văd, cu domnul Pădurar, pentru că nu văd de ce ar fi și în favoarea lui. Da, eu sunt ok. Eu sunt ok, sunt pentru.
Eram panicat să returnez rodneul pentru că nu l-am deținut niciodată. E prima dată când îl... când îl am. A, mă, nici tu? Mai bani, este mânat la flu. Ce a zis? Ce mesaj a fost acesta? Tot la lemne sunt de Bogdan, desigur că da. E pădurea mare, Bogdane. Și noi la pădure, suntem pentru dormit. Acum, nu știu cine mai are. Eu n-am luat păturica cu mine și nu pot iniția e un somn. E până acum trâmpii. Până acum e foarte bine, domnule Dadu. Vezi mai că se... ce este suma asta? Vezi că se absolut citește din voce, că nu vă dă mai mult data viitoare. Mai, domnul Trump, nu prea cu negocierea așa. Mai gros în voce, nu mai subțire. Deci dormim sau nu? Păi, bă, dă-i tu, că tu ești la pădure. Cătă tu stai în pat și în joc și acolo. Treci un pic și dă aerul ăla. Cătă joacă din part, din pernă, de aia s-a aude înfundat. El stă pe spate, dar nu dă un... nu dă și el un somn. Atât. Hai să dea toată lumea acum și vedem cerul. Na. Hater, hater. Dacă mai aveți răbdare 10-15 minute ca să nu stric cultura la blue. Ok, ok. Vreau ca să zici că am avea încotro, că a dat din ai, deci nu e, n-am avea deloc încotro treaba asta. Bun, Nico, bun. E doar de test, man, ca să vedem dacă, adică să vedem unde de se merită. Poate fi curățat trâmpii? După aia când vin oamenii să îndepărteze și rădăcinile să știe unde să muncească. Mi-e pare cu albastru, dubios, și nu pot să dau click. Da, apare cu albastru pentru că ai schimbat distanța la chestia aia. Trebuie să te pui jos, știi? Aha, ok, ok, mersi. Să înțeleg că Trumpe va primi un tips baban pentru informația asta. Da, momentan ce a primit doar o parte din bani. În fond și la urma urmei, informația e cea mai prețioasă. KGB, KGB. Ce ești, Michelina? Ia uite, mă, căzul ăsta, tu-i gura. Ceva mesaj de la tip? Nu. Nu? A, ok. Ok. Nu, am ok. Vino, ia vino un pic cu face. Le-am vorbit de Maria. Așa e Mihaela, apropo. Le spuneam oamenilor că... Acum am două, am și Maria. Pe plan digital. Nu, Mihaela e foarte ok cu asta. E o relație poli, este ceva modern. Da. E ceva modern. Se acceptă. Mihaela e super ok cu asta. Se înțelege cu Maria foarte bine. Sunt prietene. Așa că chiar sugerez tipul ăsta de relație. Duna, gătește una, face o limonadă mai bună eventual. Mă gândesc. Nu, Bonso, ce-a făcut? Știam că faci prăjituri bune? Așa, și mai ce? Doar tu? Doar eu? Doar tu faci prăjituri bune? Și doar tu faci limonadă bună. Și doar eu fac limonadă bună, exact. Bici? Sunt aici, uite, mă... Ce? Domn primar, ținem că pădurea e foarte mare, dacă vreți pe viitor și mai facem ce treaba să fac? Asta, uite că nu-l aud. Uite că vorbește aici, vezi? Asta este și nu-l aud. Da. Păi da, nu e nicio... Doar Dadu. Sunt băieți. Doar băieți. Ce vrei? Sunt băieți. Cum ziceam, în seara asta am făcut mâncare doar pentru noapte bună. Dar Mihara o să culce de vreme, chiar se culcă de vreme. Da, se pare că relația cu Maria s-a terminat subit. Nu a depins doar de mine treaba asta. S-a încercat acolo o interacțiune. Nu a fost cu succes. Puteți să repetați? Nu eram pe frecvență. Ziceam că dacă vreți data viitoare, dacă mai repetăm acțiunea asta de tip tăiat copaci, pot să mă asigur cu o zi înainte că sunt tăiate cât mai multe rădăcini și copaci problematici în zona pe care mi-o indicați de astă seară. Adică îmi spuneți data viitoare, aici facem treabă și eu în zona aia, cu o zi înainte o să plătesc pom sau o să fac eu sau o să plătesc doi oameni, să tem copacii, strâmbi, rădăcinile,
cionturile să curățăm zona. Aici este o că zonă... Îmi place foarte mult cum am mers acum. Da, asta e o zonă foarte bogată, așa că puteți continua în zona asta. Ok. Îmi place cum funcționează de o jumătate de oră, adică mi se pare... Puh, diferență de la cer la pământ. Păi cam este. Mai că îmi vine să trag din bani, că văd așa mulți. Poate trageți de la dumneavoastră și puneți și la mine un pic acolo, că... Ce mai dau pe motorină, ce mai fac ăstea un service și îndrept niște șenile, no, că mai a fost. Pe singura problemă e că mi-am schimbat butonul de radio și mai rămâne deschis câteodată, aia nu trebuia să auziți. Da, ce se facă seama că s-a blocat de la luat dracu. De ce nu crește grâul pe FS22? Că se fute vorba cu bărbat în cauza asta și nici nu plouă. Asta este explicația la bunica mea și atunci asta este treaba. Când se fute bărbat cu bărbat nu mai crește nici grâul. Nu mai se face nici pateul. Aia este, nu mai crește porcul. Nu. No. Deci dacă se întâmplă ceva pe PS, ceva nu funcționează, eu din cauza că se pute bărbat cu bărbat. Nu mă, dacă nu, asta e doar de creșterea grâului și de asta nu se face nici pateu. Da, doar la recoltă e asta. Da, nu e așa pe peste tot. Nu dacă poți nu să dai așa pe... Știi videoclipul? Stai așa că cred că o să-ți deschidem viața. Ia zi, spune, știi videoclipul? E o femeie în vârstă care zice treaba asta, că din cauza aia nu mai sunt, nu, e secetă, că... Și pe ăla cu pateul, știi? Pe țiganul ăla cu pateul? Nu, nu, nu. Dadu, faci tu onorurile, te rog frumos, la trumpe? Nu cred că le știu nici eu pe la cu pateul. Trumpe, cred te uiți la mine pe live? Yo, trumpe! Stai că se uita la Bamura pe Twitch. Stai că acum intră. Bă! A dat alt tap, cred că. Se uită acum. Se caută, da, nu mai e. Îi făceam așa în direct. Da, hai să le vedem. Hai să le vedem. Acum. Da, mă, să-i arătăm. Deci mai tai și ăsta. Să-l dau un pic din calea lui senior Pădoraru. Ia fi atent, trumpe aici. I will open your mind. Da, aici că trebuie să le găsești și eu, că sunt de multe. Nu știu, cred că asta a fost ea. Păi nu vă meselesc eu, ia zi. Dracu, veselă, nu mai sunt veselă, dar nicio culoare. Păi de ce? Ai? Păi că nu mai ne arde maică, că sunt bătrână, sunt bai de capul meu. Hai zi-mă ta la ce e bună treaba aia. Să înțeleagă și... Dă-le un sfat acela tineret. Nu mă știu chestia asta. Da, așa, păi ele știu, știu, ele mai învățate ca mine, ce dracu sfat să le mai dă? Când ele să tu le dă pula până în gât. Cine bre? Astea care se pute, care e tinere. Ce-ți fac să le dau eu, că ele să tu le dă pula până în gât, râgâie. Ne. Păi... Mai e ca înainte... Sunteți... Sărută-i ca să le zic prostii. Le-am zis o să mă lingă în salonul chis de unde joacă pula biliard. E mai bună ca friptura pula. Eu zi, ia, ia. Aici nu. Deci, la ce este bună... Pula? Da. E mai bună ca friptura, pula. Bubonso! Ia vină un pic. Stai așa. Stai așa că trebuie să... Mihaela e de părerea babei de-asta. Eu... Ia fiate. Te-am găsit pe tine, bătrână! Vină cu aici. Și slăbuț așa, uite, e mișto. Mai ales de la spate, ia uite. Ia vină.
E mișto, nu, că nu spun asta. Nu, vine aici, vine aici. Puneți astea. Te-am găsit pe tine, bătrână, asta e. Ia, fii atent. Îi dau, da? Da. A, le-am zis o să mă lingăm în salonul Chis, de unde joacă pula biliard. Hai, mai zici ceva. Acum. Ce dracu să mai zic? Ia, vină, bă. Mă amendează cineva acolo? Nu, aici nu. Deci, la ce este bună? Pula? Da. E mai bună ca friptura, pula. Ce este? E mai bună pula ca friptura. Cum ați înțelege? Eu făcui friptura în seara asta. Știam că tu stai... Băiatul Carmen, cameraman. Tu, femeie bătrână. Eu... Da, 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 e fix, iar fi. Bă, mai bună pula decât friptura. Gorgi. Așa, stai un pic, că nu... se face pateu, ia fi atent, rumpe. Dacă te-am luat-o un pic, gata, l-am găsit pe băiatul cu pateu. Ăsta e băiatul cu pateu, da? Ia fi atent. Am vrut să-mi fac o poză și am postat din greșeală pe filmare, știi? Da. Păcat. E și o poză frumoasă, păcat. Ce să faci, asta e? Fraier. Ninja afară. Ninja. Afară ninja rău de tot. Rău de tot, ninja, uite. Dar e bună zăpadă. E bună că se face recoltă, se face grâu, se face ovăzul. La mine, la țară, așa e, se face grâu, ovăz, oțet, ulei, oțet, ulei, pateu. Se face tot. Pateu, tot. În cauza că plouă. Bă, ce aiurea e că plouă, așa, da, eu așa ziceam, bă, ce aiurea e că plouă. Vezi, deci, practic, plouă, se face pateu și oțetul, așa. Cum îl caut un polan? Cum dracu era, mă? Nu plouă că se fute bărbat. Ai, nu știu dacă au pus ei la... Cred că asta era. Pe aia nu știu cum să o caut, cu... Poate îmi spuneți voi, dar nu... Nu o găsesc. Paia cu... Nu plouă că se fute bărbat cu bărbat. Tot așa o bunicuță. Nu știu dacă era aia dinainte. Dar era tot așa o bunică și zicea se fute bărbat cu bărbat. Dar uite, ți-l găsi pe ăsta cu pateu. Știm acum că ploaie bună pentru că face pateu. Și... și mai face și oțetul. Acum am văzut și eu. Da. Dacă știe cineva cum să o căutăm pe aia cu baba care spune că se fute bărbat cu bărbat, ar fi super tare. Da, e posibil să fie o scheră aia cu limbajul colorat. Aia era trecută prin viața aia, nu mai avea răbdare de prostii. Îți spunea lucrurilor pe nume, numai pula-i pulă și aia. Păi... Așa era bunica mea, Dumnezeu să ierte, că era foarte realistă și nu stătea de niciun bullshit. Bă, spunea lucrurilor pe nume. Și nu ca să fie interesantă sau să aibă un limbaj colorat, ci pur și simplu le-a făcut pe toate, numai, na, n-avea de ce. A văzut că asta contează în viață, să fii sincer. Să caut biscuiți ca pulica? Ia. Mai stârnit. Biscuiți ca pulica. Asta e alta, nu? Că nu sună aia cu bărbat cu bărbat. Vamos a ver. Aha. Biscuiți ca pulica. Biscuiți ca pulica. Îți fac strâmtă păsărica. Îți fac strâmtă păsărica. Tu cu drag de îi mănânci? Tu cu drag să îi mănânci? La păsărică te uzi. La păsărică te uiți. Te uzi? Te uzi. Te uzi. Și acum mănâncă din biscuite să facă... Așa, tati.
A, nu, asta nu-mi place. Sunt buni? Asta nu-mi place că a plătit-o, nu, e, ce-i asta? Sleeping request timeout. Yeah. Da. Mai deodată, te rog frumos. Nu, asta nu e. Sunt unele amuzante care sunt născute așa spontan și din experiență, dar o tipă forțată cu bănișori e o glumă proastă. Mai era și ăla cu orez, de făcea orez cu lapte. Tot așa, un țigan făcea orez cu lapte. În afară de la, din depărtare. Tot așa, simțea să filmeze, știi, ca și cum ăla e apogeu, orezul cu lapte. Bună seara, Narcis! Bă, cred că ne îndreptăm și noi către finalul acestui live. Mai scos un pic de aici. Pare promițătoare bucata asta de pădure în față așa și pe lateral dreapta. Observ că sunt foarte mulți copaci crescuți la maxim. Sunt și de ăștia care nu pot fi tăiați din scorpie, din păcate. Dar, bă, de aici o să scoatem ceva. Hai să mai scoatem și pe celălalt. 259. Dadu se pare că nu prea mai livrat financiare pe aici. Dând câte observ, nu-mi place că nu e real, man. E o femeie obligată de bani să zică treaba asta. Cum să ți se pară amuzant când una repetă ce zice un bărbat? Ce glume sunt astea? Nu sunt glume. Umor de la de dorobanții. Umor de pitești. Mâncă nasul, bă. Bă, mă, un pic așa fomică. Ne-a făcut poftă discuția de ieri. Discutam cu băieții de chestii de găteală și vorbeam de caracatiță de aia micuțică. Dacă nu ați încercat, vă sugerez maxim. Nu vă imaginați că e ceva fancy. Nu e nimic fancy. Pur și simplu sunt baby caracatițe, că căcători de la așa micuțele, gen copilași de caracatiță, cum ar veni, pe o plancă și cu sos de usturoi cu pătrunjel. Un snack foarte, foarte mișto. Bă, și am făcut o poftă aseară. Mâine o să caut și congelați, să vedem dacă sunt, dacă găsesc o 30.000 rotunjeală, ia. A luat el 60.000 pe treaba asta. Miram așa. Uite, le pun lângă punctul de vânzare. Poți să lași punctul de vânzare aici, că le pun aici. Și o tata, mă. Uite, și o lemne. Bună, noapte bună să aveți. Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Ce dulce e cătă la voce. Ești dulceag. Finuț, așa zici că are o voce bărbierită. Așa. Gata, ăsta a fost ultimul lemn. Noi ne vedem, bineînțeles, mâine, fii atent că îi dau peste punctul de vânzare. Mâine avem, logic, alte videoclipuri interesante și avem de asemenea și clip pe Mihai Filmează, al doilea canal, linkul este în descriere, o să-l anunț și pe partea de community și pe Discord de asemenea. Am câțiva curioși să vadă cum este la un eveniment atunci când îl filmăm și fix despre asta va fi, cu imagini BTS, adică behind the scenes. Fraților, a fost un live și foarte productiv și interesant. Am făcut 470.000 și cu 300 acum aproape 770.000 de euro. Super tare. Avem nevoie de bănișorii ăștia. Acum cred că ajunge cu lemnele pe seara asta. Noi ne vedem a maniana.